Pacea Domnului Iisus Hristos și bună dimineața, bună ziua, bună seara, care unde suntem pe planeta aceasta, vă binecuvântăm în numele Domnului Iisus Hristos, toți cei care ați venit cu noi pe platformă, cei care vă vedeți, cei care nu vă vedeți, vă binecuvântăm în numele Domnului și mulțumim pentru această zi care Domnul ne-a mai dăruit-o vieților noastre. Bun venit tuturor și vă binecuvântăm și pastor Ghiță Vaipan, vă rog să las cuvântul. Îl binecuvântăm pe Dumnezeu și în ziua de miercuri, 19 iulie 2023, împreună cu cei care n-au obosit să alerge pe calea către rai. Chemăm binecuvântarea Domnului peste toată părtășia, peste toată slujirea. Oricine va rosti numele Domnului și astăzi să fie însoțit de prezența Duhului Sfânt, Domnul să binecuvânteze pe sora Oltea, cei care mai sunt în echipă cu ea la pupitru tehnic, Domnul să-i binecuvânteze și fie ca numele Domnului să fie slăvit prin slujirea și părtășia noastră de astăzi. Amin. Să vi să fie Domnul. Și am dorit, dacă doriți, să și înălțați o rugăciune și Domnul să vă binecuvânteze, frate Ghiță. Părinte, Doamne, Tată din ceruri, ne-ai mai dăruit o zi pe care n-am meritat-o, dar Tu ai mai adăugat la firul vieții noastre ca să-ți slujim, ca să ne pregătim pentru întâlnirea cu tine, fie ca și ziua de astăzi să fie o zi în care să ne apropiem mai mult de tine, Doamne. Binecuvântă pe cei care astăzi sunt la părtășie, cei care vor sluji și fă ca slujirea noastră să te onoreze pe tine. Binecuvântă pe sora Oltea, familia ei, toate familiile care aparțin acestui grup, să aibă parte de zidire sufletească prin această slujire. Pentru că noi te-am rugat toate acestea numele scump și drag al Domnului nostru Isus Hristos. Amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Un scurt anunț. Vă rog, nu vă încredeți în oameni. Dacă primiți mesaje, oameni care cer bani, donații pentru ce știu ce copii din Africa, din India, din România, nu vă încredeți în oameni. Sunt oameni care vor lua poze reale, video reale, dar sunt șarlatani, practic, care fie că spar contul unor frați și unor surori și dați banii cu dragoste din inimă, dar banii nu vor ajunge niciodată la copiii săraci, ci vor ajunge cine știe pe ce și pentru ce. Vă rog, nu vă încredeți în oameni. Nu vă dați datele personale, niciodată. Nu vă dați numărul de telefon, localitatea unde locuiți și, Doamne ferește, contul din bancă. Nu credeți în oamenii care vă promit că sunteți oameni buni și credincioși și au 600 de mii de euro, de dolari, care au moșteniri și spre moarte și vor să doneze lucrării care o faceți la dumneavoastră. Nu vă credeți, toate sunt șmecherii. Și atunci ce? Cere 100, 200, 300 ca să deschideți un cont și zic ei pentru avocat și nu știu ce și ați rămas fără banii ăia. 100, 2, 3 și poate vă gândiți, oh, ce e un 300 să plătesc? Ia, dar de la 300, de la dumneata, de la altul și așa oamenii se îmbogățesc. Deci vă rog, nu vă încredeți în oameni. Dacă primiți astfel de mesaje, cineva încearcă să ne impersoneze, vă rog să ne lăsați să știm ca să putem să luăm măsurile necesare. Cam atât și Domnul să vă binecuvânteze. Vom începe cu ajutorul Domnului cu o cântare prin sora Tabita, apoi fratele Valentin și apoi vom mai anunța. Glorie Domnului Iisus! Dacă iubirea lui Hristos nu frânge ura în tine, la ce folos, la ce folos, trăirea ta e rușine, dacă blândețea lui Hristos nu-ți biruie asprimia, la ce folos, la ce folos, te va urî mulțimea. Dacă trăirea lui Hristos zgârcenia nu-ți frânge, la ce folos, la ce folos, te lasă cel ce plânge. Dacă înfrânarea lui Hristos nu învinge pofta în tine,
La ce folos, la ce folos, de mori nu e mai bine, dacă încrederea în Hristos de frică nu te scapă. La ce folos, la ce folos, curând ajungi la groapă. Dar dacă în harul lui Hristos le învingi pe acestea toate, o, ce folos, o, ce folos, ești soare pentru gloate. O, ce folos, o, ce folos, ești soare pentru gloate. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Să fie Domnul, glorie Domnului Iisus, fratele Valentin, Domnul să-l binecuvânteze. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Te-ai sfârmat, tu vasule încercat, de parcă tu de mâna lui nici când ai fost lucrat, dar totu-i minunat că ești în al său har, în casa vaselor de preț, în casa marelui olar. Noi nu suntem, să știe toți, noi nu suntem doar tine, ci un pământ ce-ai frământat cu apă și lumină. Și acest pământ ce-ai încercat aur să devină, nu poate fi, nu poate fi lucrat de o altă mâine. O lare lume smulți, dar toți sunt ca și lutul, nu seamănă niciunul nu cu cel ce-i începutul, dar totu-i minunat că ești în al său har, în casa vaselor de preț, în casa marelui olar. Noi nu suntem, să știe toți, noi nu suntem doar tine, ci un pământ ce-i frământat cu apă și lumină. Și acest pământ ce-i încercat aur să devină, nu poate fi, nu poate fi lucrat de o altă mâine. Olarule de sus, tu m-ai purtat în mâine, de atunci rămas sub mea înviept căldura ta cea bună, dar totu-i minunat că ești în al său har, în casa vaselor de preț, în casa marelui olar. Noi nu suntem, să știe toți,
noi nu suntem doar tine, ci un pământ ce-i frământat cu apă și lumină. Și acest pământ ce-i încercat aur să devină, nu poate fi, nu poate fi lucrat de o altă mâine. Tu, omul, cine ești? Tu nu ești o întâmplare. Privește-a din ființa ta, tu ești o taină mare. Dar totu-i minunat că ești în al său har, în casa vaselor de preț, în casa marelui Iolar. Noi nu suntem, să știe toți, noi nu suntem doar tine, ci un pământ ce-i frământat cu apă și lumină. Și acest pământ ce-i încercat aur să devină, nu poate fi, nu poate fi lucrat de o altă mâine. Tu vii de undeva, din slăvne muritoare, o lasă de lucra de cer ce te-a dus sub soare. Dar totu-i minunat că ești în al său har, în casa vaselor de preț, în casa marelui Iolar. Noi nu suntem, să știe tot, noi nu suntem doar tine, ci un pământ ce-i frământat cu apă și lumină. Și acest pământ ce-i încercat aur să devină, nu poate fi, nu poate fi lucrat de o altă mâine. Amin, slăviți să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Slăviți să fie Domnul, glorie Domnului Iisus Hristos. Fratele Gheță Văipan, o poezie, și apoi fratele Vasile, Domnul să-l binecuvânteze, o cântare sau ce Domnul va pune pe inimă. Mă auziți? Da, se aude. Se aude, slavă Domnului. Slăvit să fie Domnul. Vreau să citesc din Cartea Sfârșitului, Apocalipsa, capitolul 1, versetul 8. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu. Cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic. Și în ultimul capitol, tot din Cartea Sfârșitului Apocalipsa, capitolul 22, versetul 13. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Atunci când în Sfânta Scriptură sunt expresii care se repetă, înțelegem că cuvântul, subiectul, expresia este foarte importantă și trebuie reținută. Îmi place așa de mult atunci când la baza oricărei slujiri
fie cântare, fie poezie, fie altceva, să aibă suportul Scripturii, suportul biblic. Poezia care vreau să vă împărtășesc se intitulează Martirul Suprem. Hristos e începutul și sfârșitul, sau Alfa și Omega în timp și spații. Sub ochii lui rulează circuitul și se perindă mii de generații. Pornind de la cerești considerente, ne dă Scriptura date pertinente, dovezi și mărturii cu prisosință, să avem cu toți de plină cunoștință. Oricât se încearcă, nu pot fi negate dovezi ratificate prin cuvânt. E un adevăr vădit, e o realitate că a fost cândva potopul pe pământ. Și azi privesc mesajele ca glume, destui amăgitori și mulți flecari. Dar Dumnezeu a nimicit o lume prin inundații de proporții mari. Sunt și alte mărturii adevărate, ce le susține Biblia sau Tora. Din vina lor au fost incinerate cetățile Sodoma și Gomora. Ca să le fie vie mărturie celor ce simt plăcere în păcat și nu se vor întoarce din robie la Dumnezeul cel adevărat. Dar Lot cel drept și a sale două fete au fost scăpați de focul judecății. Doi soli desprinși din miile de cete i-au strămutat din mijlocul cetății. Și s-a păstrat această mărturie pământul întreg să știe de un remediu. Credința este un drum spre veșnicie și un salvator din marele incendiu. Și dacă Lot a preferat soară, cerând cu plâns hatărul de a se duce, loc de refugiu e astăzi doar calvarul. Te scapă numai jertfa de pe cruce. Răsună azi în sânul omenirii mesajul clar al harului divin. Să alegi destinul sau în iadul firii sau candidezi la raiul cel senin. Între aceste două variante e o diferență mare și un mister. Tu însuți te decizi, ori pentru moarte, ori pentru viața veșnică din cer. Răscumpărarea noastră e definită, e înfăptuită de Iisus Hristos, iar harul său pe toți azi ne invită să renunțăm la euul păcătos, să aderăm la sfânta pocăință ca să ieșim cu viața din impas, căci acceptând salvarea prin credință, ne asigurăm la marele adas. Iar cel ce ne-a plătit cu preț de sânge e salvatorul miilor de vieți. Și când în revelații plânge că nu e nimeni vrednic ca să vină și să deschidă sulul de pe ceți, apare lângă tronul de lumină un miel fără cusur și fără vină, care părea să fie junghiat. Când a luat el cartea sigilată din mâna dreaptă a celui neschimbat, ca la comandă, simplu, dintr-o dată, întregul univers i s-a închinat. O, cum voiau cântări de adorare celui ce scapă lumea din infern. E vrednic mielul, strigă gloata mare, și vrednic va rămâne în etern. Căci nu era la nimeni cu putință, nici înger, nici șirul de profeți, doar mielul este singura ființă acreditat să umble la peceți. Și s-a distins prin meritele sale, preexistent din veci cu Dumnezeu și având același spire și credeu, de aceea Tatăl l-a găsit cu cale ca să-L proclame în cer și în lume jos, Supremul Domn și Unicul Hristos. Scriptura Sfântă clar ne revelează tot ce s-a stabilit mai dinainte, mesajul ei când ne interesează, pricepem următoarele cuvinte. Se scrie despre mine în sulul cărții, vin voia ta să o fac, Părinte Sfânt, sunt gata să mă arunc în gheara morții și boldul groaznic după ce l-am frânt, să chem la viață din păcate morții, cu pacea ta să încheie legământ, să vindec răni, să potolesc durerea celor ce duc o inimă zdrobită în piept, iar orbii vreau să-și capete vederea spre o zi cu soare, fața să le îndrept. Să afle robii toți eliberare și o veste bună cei nenorociți,
să fie păcătoși și mântuiți, voi decreta un an de îndurare, destul de când puterea neagră a morții și a celui rău îi ține subjugați. Voi sfărâma întăritura porții și am să dau drumul celor apăsați. Cel ce prin excelență e cuvântul, să poată smulge prăzi din colți de lup, să intre în grațiere tot pământul, veni în lume să se facă trup. Întâmpinat cu ură și urgie de cel ce se pretinde titular, începe atunci o mare bătălie ce avea să țină până la calvar. Satan pornește un război nemernic, căci întronase iadul pe pământ. Dar cel vitează în lupte, prinț puternic, n-a șovăit și orice vrăjmaș a înfrânt. El vine să ajute disperații, pe cei ce strigă după ajutor, pe cei ce trec prin grele situații și au nevoie de un mijlocitor. Luând asupra lui toată povara nelegiuirilor ce s-au comis, ridică pe căzuți, le pune scara spre cer de pe pământul compromis. Iisus ne este cel mai scump tezaur. Pământule, de ce nu te supui cui l-am vins pe șarpele Balaur să nu mai fim sub stăpânirea lui? El a luptat până la sacrificiu cu adversarul păcii în văzduh. A rezistat la marele supliciu și l-a învins pe Lucifer în duh. În încleștarea aceasta decisivă, dușmanul numai în carne a lovit. Hristos nu s-a luptat așa în derivă, ci pe adversar în duh l-a țintuit. Ce-i drept? Săgeata morții otrăvită s-a înfipt adânc în trupul lui Iisus, dar vipera pe vece nimicită a triumfat iubirea. L-a răpus. El ne-a răscumpărat cu preț de sânge, plătind el totul însuși totul pentru noi, în trupul răstignit ce-i se frânge, din care curge sângele și voi. O moarte crudă, crâncenă, barbară, a suportat Iisus în trupul său. Când a târnat pe lemnul de ocară, a ispășit păcatul meu și al tău. Zdrobit de criminali cu ochi de sânge și inimi împetrite fără leac, se roagă pentru ei Hristos și plânge. O iartă-i, Tată, căci nu știu ce fac. Incomparabila lui suferință a ispășit păcatul oricui, chemându-ne prin har la pocăință și să urmăm învățătura lui. El a murit plătind a noastră vină și a pătimit în locul tău și al meu. Dar n-a putut nici moartea să-l rețină, căci el era și om și Dumnezeu. Zdrobind a morții neagră întăritură, puteri de iad pe veci l-a sfărâmat. Morind, a și înviat după Scriptură și s-a înălțat la cer, glorificat. Iar sângele vărsat pe lemnul crucii, pe dealul Golgotei străpuns de cui, o mântuire veșnică le aduce la toți cei ce cred în jertfa lui. Această jertfă este minunată și îl poate mântui pe păcătos. A fost primită în cer și aprobată, efectul său e veșnic glorios. Când noi am fost vrăjmași, el ne iubise, venind să moară în locul tuturor. Câți oare cred în ce ni se vestise și cine este recunoscător? Nu poate fi iubire mai măreață, desăvârșită cu adevărat, decât să mor de el scuipat în față de bună voie pentru un condamnat. Să mor ca el să supraviețuiască? Să mor în locul lui ca voluntar? Aceasta este dragostea cerească, imensul și nemărginitul har. Aceasta este dragostea de tată, neînțeleasă încă pe deplin, neînțeleasă poate niciodată, ascunsă în caracterul lui divin. Și întrupat în fiu apoi se vede, în cel ce binevol a acceptat, să moară pentru orice cine crede și își recunoaște multul său păcat. O, mare ne-a mai fost făcut favorul, ce avea mai scump în cer ne-a dăruit, căci care tată și-ar fi dat feciorul să-l vadă apoi atât de chinuit? Dar ține seama, suflete iubite, că respingând așa un salvator,
ți-s grave consecințe prevestite și ți-ai ratat întregul viitor. Ori Dumnezeu ce vrea al nostru bine l-a dat pe Fiul Său cu așa un scop, să moară în cuie pentru oricine, să fim scăpați de groaznicul potop. Acum harul încă în așteptare, dar cei ce își bat de pocăință joc și de îndelunga Domnului răbdare vor fi aruncați curând în iaz de foc. De suflet scump, gândește-te mai bine, nu te însoți cu cei ce tot amână, chemarea sa e azi și pentru tine, cât încă ești ființă, nu țărână, nu pregeta, acestea nu sunt glume, azi Duhul Sfânt din nou te face atent, din câte obligații ai pe lume, nu poate fi nimica mai urgent, decât să vii și să te împaci cu Domnul, să intre viața Lui în viața ta. Dă la o parte piedica și somnul, căci de n-o faci, în veci vei regreta. Asigură-te azi, nu mai sta, căci mâine nu mai este ziua ta. Întoarce-te la Domnul cât ești viu, căci mâine sigur fi va prea târziu. Amin. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, frate Iisus. Amin. Slăviți. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, frate Iisus. Slăviți să fie Domnul, minunată poezie, n-am auzit-o niciodată. Glorie Domnului Iisus. Fratele Vasile, Domnul să-l binecuvânteze. Slăviți să fie Domnul. Ce n-ar da să aibă lumea pace în inimă, ce n-ar da să aibă lumea liniște de plină, însă pacea e la tine, pacea numai tu o dai. Când în viață e Iisus, acolo e colț de rai. Însă pacea e la tine, pacea numai tu o dai. Când în viață e Iisus, acolo e colț de rai. Ce n-ar da să aibă lumea dulcea mângâiere, căci viața e amară, doar chin și durere. Însă sfânta mângâiere ia celor ce te slujesc. Doamne, Tu ești alinarea celor ce Te iubesc. Însă sfânta mângâiere ia celor ce Te slujesc. Doamne, Tu ești alinarea celor ce Te iubesc. Câți n-ar vrea să aibă în suflet un mântuitor, câți n-ar vrea să aibă în viață un bun salvator, însă câți te aleg pe tine ca stăpân și Dumnezeu, numai Tu poți mântui din păcat și rău. Eu Te aleg pe Tine, Doamne, Te aleg, Stăpân divin, și aici în veșnicii până-n veci, amin. Eu Te aleg pe Tine, Doamne, Te aleg, Stăpân divin, și aici în veșnicii până-n veci, amin. Amin. Slăviți să fie Domnul. Domnul Iisus să vă binecuvânteze, frate Vasile. Domnul să vă binecuvânteze.
Bine, amin, slăvit să fie Domnul. Vedem cum a intrat cu noi fratele Valeriu și o liga, Domnul să vă binecuvânteze. Dacă aveți o cântare sau Domnul să vă binecuvânteze, numai camera e pusă invers. Așa. Deschideți microfonul. Microfonul este închis. Pace, ok, acum pace. Este bine și întoarceți camera. Imediat. Întoarceți camera că se vede în casă, în loc să vă vedeți dumneavoastră, se vede în casă. Da, am înțeles. Ok. Doamne să binecuvânteze amândoi. Ok. Acum, da? Da. Așa. E, da? Da. Pace Domnului, pace Domnului. Mă bucur să vă aud, frați și surori, și să fiu alături, adică suntem într-un spirit și într-un corp a Domnului nostru, Iisus Hristos, suntem Biserica Domnului, aleluia, gloria Domnului. Și noi pregătim acum de o lucrare minunată care va fi înainte în orașul sau locația Falești, slavă Domnului. Acum la noi în Chișinău s-a petrecut o evangelizare mare, s-a adunat mai mult de 10.000 de creștini. Alături pe lângă au fost și necredincioși. A fost Will Graham și a predicat Evanghelie și slava Domnului, și Victor Gam a fost, deci au fost evangeliști și a fost o lucrare minunată. Nu știu dacă ați auzit, că eu spun cum a fost vinerea, sâmbătă și duminică trecută. Aleluia! Acum se pornește lucrarea prin sat. N-am să pot eu acum să cânt, la noi sunt oaspeții și odihnesc și dimineața tare, așa să zicem. Și, dar altă dată cumva numai decât. Și așteptăm pe fratele Ghiță, slavă Domnului, așteptăm pe fratele Virgil cu soție împreună. Și un frate, da, care este gata să vină în Moldova, vă așteptăm cu mult drag, deja este tot pregătit și sperăm că să mai putem noi colabora în Gorul Domnului, aleluia, și să ne bucurăm de Dumnezeu nostru, viu, aleluia. Asta deocamdată am vrut să vă spun. Domnul să vă binecuvânteze, aștept să ne întâlnim peste câteva zile, frate Valeriu, și da, pe echipa de evangeliști. Slavă Domnului! Da, da. Amin, amin. Vă așteptăm, vă iubim, vă așteptăm. Eu să fiu, numai eu stâng microfonul, stâng camera, dar să fiu, să ascult, bine? Domnul să vă binecuvânteze! Domnul să vă binecuvânteze! Mulțumim, dragi. Doamne să vă binecuvânteze. Bine, cu ajutorul Domnului vom mai lăuda pe Domnul cu două cântări. Sora Tabita, fratele Valentin, și atunci fratele Vasile va avea un mesaj și rugăciune. Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Amin. Mărit să fie Domnul Iisus! Mă gândesc ades la tine, la iubirea ta adâncă, la izvorul apei vieții, ce mai izvorăște încă. Doar un pas am mers spre ceruri,
și mai răsplătit așa, cu gândirea cea mai înaltă, niciodată n-ar visa. O, de sară deschide cerul și te-ai coborî în slavă. S-ar aprinde înălțimea de splendoarea ta grozavă și s-ar despica în două munți în cuprinsul lor. De lumina ta s-ar umple muntele măslinilor. Ai veni atunci la mine, eu te-aș invita la cina și ți-aș dărui cu totul inima de pace plină. Aș privi mereu la chipul care a suferit disprețul și spre fericirea noastră a plătit cu sânge prețul. O, de sară, deschide cerul și te-ai coborî în slavă. S-ar aprinde înălțimea de splendoarea ta grozavă și s-ar despica în două munții în cuprinsul lor. De lumina ta s-ar umple muntele măslinilor. Dacă voi intra vreodată în a nemuririi spații, ca în lumea înnoită îngerii să-mi fie frații, numai prin a ta iubire voi păși în veșnicie, tu-mi vei fi și acolo, Doamne, cea mai sfântă bucurie. O, de sară, deschide cerul și te-ai coborî în slavă. S-ar aprinde înălțimea de splendoarea ta grozavă și s-ar despica în două munții în cuprinsul lor. De lumina ta ar umple muntele măslinilor. Mă gândesc ades la tine, la iubirea ta adâncă, la izvorul apei vieții, ce mai izvorăște încă. Amin. În slăvit să fie Doamnă, glorie Doamnului Iisus Hristos. Minunate, Domnul Iisus vă binecuvinteze. Minunate cântări, slăvit să fie Domnul. Amin. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Vreau să zbor în zori ca porumbelul, să ajung mai sus la Domnul meu iubit, să nu mai fiu în astă tristă viață, să fiu mângâiat de Dumnezeu, să nu mai fiu în astă tristă viață, să fiu mângâiat de Dumnezeu. Ajunge pentru mine această viață în care eu m-am chinuit mereu. Aș vrea ca purul să fiu lângă Domnul, din instrument să-i cânt și eu mereu. Aș vrea ca purul să fiu lângă Domnul, din instrument să-i cânt și eu mereu. Să-mi stâmpăr inima ce mult suspină, de atâta timp lovită de dureri, să-mi cânt mereu din instrument sfârșitul,
de zile cu necazuri și dureri. Să-mi cânt mereu din instrumentul și tu, de zile cu necazuri și dureri. Să-mi răcoresc a mea inimă tristă, cântând cu cei ce i-a răscumpărat. Pe veci de veci să fiu mereu cu Domnul, cu cei ce în lume s-au iubit ca frați. Pe veci de veci să fiu mereu cu Domnul, cu cei ce în lume s-au ca frați. Aș vrea să fiu unit cu aceia care cu sânge scump au fost răscumpărați, ce și-au primit cununa de viață din mâna Domnului ce i-a salvat. Și și-au primit cununa de viață din mâna Domnului ce i-a salvat. Amin. Amin, amin, slăviți să fie Domnul, glorie Domnului. Doamne, să-ți vă binecuvintez, frate Valentin. Amin, amin, slavă Domnului, fratele Vasile. Slăvit să fie Domnul! Mă gândeam la refrenul care se cânta în cântare de către sora Tabita și spunea: o, de s-ar deschide cerul și te-ai pogorî în slavă și te-ai coborî în slavă. Aș dori cu ajutorul Domnului să citesc un text în care Domnul Iisus Hristos s-o opărăsă slava cerească. O venit jos la noi pe pământ, dar o venit cu un scop anume. O venit ca să ia suferințele noastre, durerile noastre, păcatele noastre și pe lemnul din crucea din dealul Golgotei să ne aducă nouă iertare de păcate, vindecare de boale. Și Domnul Iisus Hristos a luat asupra Lui povara noastră și acolo pe cruce ne-a dus la tot salvare, eliberare și mântuire și îi mulțumim Lui pentru așa asta. Vom veni într-o rugăciune în care vom mijloși și pentru cei care trec prin suferință, prin nevoi, prin probleme. Și citesc pentru aceasta cu ajutorul Domnului din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 5, câteva versete deja. Spune: vindecarea slăbănogului de 38 de ani. După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evrește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se pogora din când în când în scăldătoare și turbura apa. Și cel din tâi care se pogora în ea după turburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: vrei să te faci sănătos? Doamne, i-a răspuns bolnavul, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea. Scoală-te, i-a zis Iisus, ridică-ți patul și umblă. Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua așa era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul. El le-a răspuns: cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. Ei l-au întrebat: cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea, Iisus l-a găsit în templu și a zis: iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.
Până aici cuvântul Domnului, frați și surori, în dimineața aceasta, fiecare din noi vom veni și vom aduce înaintea Domnului boalele noastre, suferințele noastre și le vom aduce așa toți uniți la picioarele Domnului Iisus Hristos și noi credem că El este acela care astăzi are putere să vindece și sufletul nostru și trupul nostru. Mă gândesc, așa cum spune textul aici, în Ierusalim, acolo era o scăldătoare, seara un bazin, să zicem așa, cu apă și în apa aceasta, în bazinul acesta, venea un înger al Domnului și spune că tulbura apa și bolnavul care se arunca și el din tâi în apa aceasta căpăta vindecare, orice boală ar fi avut. Și mă gândesc că acolo, dacă era un om sănătos de picioare și putea să meargă pe picioare, desigur că avea toate șansele să ajungă primul, dacă mai avea putere și în mâini și poate avea o boală în trupul lui, un organ din trupul lui era bolnav, omul acela avea o șansă să ajungă primul. Dar se spune despre acest slăbănog, nu știm noi cum era, că totuși spune că până să mă duc eu, el putea merge, dar probabil că avea un mers greoi, mergea foarte încet și așa cum arată aici textul, că erau mulți bolnavi și vă dați seama, un om neputincios care cu greu poate merge, poate se sprijinea și de un baston ceva și prin mulțimea aceea de bolnavi o puteai ca să dai la o parte pe cineva să mergi tu. Și omul acesta stătea acolo și spune cuvântul Domnului aici, de mai mulți ani, de 38 de ani. Acum nu știm, orică era vârsta lui de 38 de ani sau poate boala era de 38 de ani, dar Domnul Iisus Hristos l-a văzut acolo și i-a fost milă, pentru că Domnul Iisus când a fost pe pământul acesta a avut milă de toți oamenii care au milă, de toți bolnavi, el le-a adus vindecare și văzându-l că nu are pe nimeni, a venit la el și l-a întrebat, vrei să te faci sănătos? Dar știți cum? Domnul Iisus Hristos ne întreabă și pe noi, vrei să te faci sănătos? Dar noi nu spunem ca orbul Bartimeu, când l-a întrebat Domnul Iisus Hristos, ce vrei să-ți fac? Să-mi deschid ochii, vreau să văd. Bolnavul acesta a spus, Doamne, n-am pe nimeni. El nu știa că Domnul Iisus Hristos poate să-l vindece. Și a zis că n-am pe nimeni să mă bagi în scăldătoare și până să mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Și Domnul Iisus Hristos i-a zis, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. I-a dat vindecare. Dar știți dumneavoastră că și neputința aceasta din trupul lui vine, o venit în urma păcatului, pentru că înțelegem așa din ultimul verset care l-am citit aici. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Deci, în urma păcatului, Domnul a îngăduit să vină peste el această neputință, pentru că vorbește Cartea Evreilor și spune în capitolul 12 acolo că și Dumnezeu ne pedepsește în urma neascultării, după cum și un părinte. Dacă are un copil care nu ascultă, îl pedepsește până când se îndreaptă ca să-i arate că trebuie să își pună viața în rânduială, să fie un copil cu minte, un copil ascultător. Așa și Domnul a îngăduit ca să vină această neputință peste omul acesta în urma păcatului și să aducă vindecare. Și mă gândesc că Apostolul Ioan vorbește și spune în întâia sa epistolă acolo la capitolul 1, citesc doar câteva versete de aici, 1 Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat.
Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Fraților, fiecare din noi și iubiți ascultători, înțelegem că și păcatul este în noi, o venit în noi, în urma neascultării, în urma neascultării primului om, a intrat păcatul în lume și păcatul a trecut asupra tuturor oamenilor și moartea a venit prin păcat, moartea spirituală și moartea trupească. De aceea dorim în dimineața aceasta și ne rugăm, Doamne, ai milă și îndură-te de toți aceia care sunt bolnavi, care sunt neputincioși, care în trupurile lor au o suferință, au o durere. Noi știm că vine boala în urma păcatului, dar Tu ai venit și ai suferit pe cruce din dealul Golgotei, ai luat asupra Ta păcatele noastre, ai luat asupra Ta neputințele noastre, boalele noastre și noi credem că prin jertfa Ta avem vindecare și așa cum spunea aici, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice păcat. Este o condiție, dacă ne mărturisim păcatele și dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și apoi ne vindecă sufletul și în urma mărturisirii noastre căpătăm vindecare și în trupurile noastre. Dar mai găsim un caz când boala a venit peste un om și cuvântul Domnului arată că și omul acesta nu a păcătuit. Dar Dumnezeu a îngăduit să vină boală peste el pentru ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Citim în capitolul 9, tot din Evanghelia după Ioan, și aici spune: când trecea Iisus, a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorile, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Iisus i-a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, și s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările și lui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tine din scuipat, apoi a uns ochii orbului cu tine așa asta și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmășit însemnează trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Veșinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este, alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tine, mi-a uns ochii și mi-a zis: du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns: nu știu. Vedem în cazul acesta, la vindecarea acestui orb, că noi ca oameni de pe pământ, fiecare, când vedem un bolnav sau dacă auzim că a venit o boală pe cineva, gândul nostru imediat ne duce: măi, omul acesta cred că a făcut ceva și Dumnezeu a îngăduit să vină peste el o boală, o suferință, o durere. Și aici Domnul Iisus Hristos spune că nu a păcătuit nici omul acesta și nici părinții lui. Și s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Și apoi, după ce a făcut tine din scuipat, i-a uns ochii orbului și orbul a început să vadă. Pentru că spune Domnul Iisus că l-a trimis la scăldătoare să se spele. Și el a mers. Deci, probabil că vedea puțin. Dar după ce a mers și s-a spălat, spune că s-a întors înapoi văzând bine. Slăvit să fie Domnul, că El este Cel care și astăzi poate să vindece ochii noștri, să poate să vindece orice boală. Dar așa cum spune aici în ultimul verset, când a fost întrebat cine e omul acela care i-a deschis ochii, el a zis că nu știe cine. Și în capitolul 5 spune aici la vindecarea acestui slăbănog că iudeii l-au întrebat pe cel bolnav: cine este omul acela care ți-a zis ridică-ți patul și umblă? Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. Nici omul acesta nu știa și nu l-a vindecat, nici orbul acesta nu știa cine. Frați și surori, dar noi astăzi știm cine este acela care ne vindecă boalele noastre și de aceea noi
așa cum acei 10 leproși au fost vindecați și dintre cei 10, unul singur s-a întors să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru că a fost vindecat. Vrem și noi și dorim, dacă Dumnezeu ne vindecă boalele noastre, dacă ne aduce eliberare de păcate, ne aduce eliberare de duhuri, ne vindecă starea sufletească și ne vindecă și starea trupească și așa după cum ne-am rugat pentru Silviu, copilul fratelui Ghiță și mulțumim Domnului că El este Cel care lucrează, avem credința aceasta și credem că El poate să ne vindece și pe noi, care aducem înaintea Domnului pe cei bolnavi. Însă principalul este ca El să vindece starea sufletească. De aceea, în rugăciunea noastră ne vom ruga pentru toți cei care sunt bolnavi sufletește mai întâi. Psalmistul David în Psalmul 41, acolo cu versetul 4, spune că Doamne, vindecă-mi sufletul că și-am păcătuit împotriva Ta. Ne rugăm ca Domnul să vindece în dimineața aceasta starea sufletească, să ierte vina păcatului și a fărădelegilor, să îi elibereze pe orice om păcătos, să-l curățească, să-l spele prin jertfa lui de vina păcatului și a fărădelegilor, apoi Domnul să se îndure și după vindecarea sufletului, să vină și vindecarea trupului. Și noi credem că El și astăzi are putere. Chiar dacă nu-L vedem printre noi așa cum a venit aici în persoană, a venit la acești bolnavi, dar prin Duhul noi credem că El este între noi, că El este prezent și ne aude rugăciunile noastre, ne aude dorințele noastre, cererile noastre cu care venim înaintea lui Dumnezeu și boalele noastre să le aducem și la El și El este Cel care ne va vindeca, slăvit să fie Domnul, dar să venim să-I mulțumim. Noi știm că El este Cel care ne vindecare și să spunem și altora, Domnul Iisus Hristos m-a vindecat, am fost bolnav, am fost în suferință, dar m-am rugat Domnului, s-au rugat frații, am fost uniți în rugăciune și în urma rugăciunilor Domnul a adus vindecare, așa cum spune și Apostolul Iacov, căci rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, dacă au făcut păcate, îi vor fi iertate și apoi el vindecă și starea trupească, slăvit să fie Domnul. Doresc cu ajutorul Domnului să venim într-o rugăciune în care ne vom ruga pentru noi, pentru familiile noastre și, așa cum spunea și fratele Ghiță, rămânem în continuare să mijlocim pentru desăvârșirea lucrării al lui Silviu și Domnul Iisus Hristos să se îndure de el și de toți bolnavi pe care îi aducem înaintea Domnului și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Mulțumim, frate Vasile, Domnul să vă binecuvânteze. Dacă doriți să înălțați rugăciunea și cu dumneavoastră cu voce tare și toți te vom ruga, dar cu dumneavoastră cu voce tare și Domnul să vă binecuvânteze. Te binecuvântăm noi pe Tine și Te lăudăm, Doamne, Tatăl nostru care locuiește în ceruri prea înalte, în numele Domnului Iisus Hristos și prin puterea Duhului Tău și Sfânt ne găsim înaintea îndurării Tale, înaintea dragostea, milia, bunătății Tale, în prezența Ta în dimineața aceasta, prin Duhul Tău cel Sfânt, acest mănunchi de suflete, frați și surori și toți cei care ascultă în dimineața aceasta slujirea din locul acesta, de pe grupul acesta de rugăciune și îți mulțumim că în bunătatea și în dragostea Ta de Tată și de Dumnezeu ai mai îngăduit o zi la firul vieții noastre și ne-ai îngăduit cu pași, cu liniște și cu sănătate în trupurile noastre. Mulțumim, Doamne, Tată bun din cele prea înalte, că și în bunătatea Ta și mare Tu și astăzi încă te înduri de noi. Și astăzi încă mai salvezi suflete, mai chemi oameni la pocăință, le vindești sufletul, pentru că astăzi încă ești mântuitor, astăzi încă ești plin de iertare. Și așa cum spunea omul lui Dumnezeu și noi știm că în cuvântul Tău ne lăsa scris și ai spus să venim la Tine cu povara păcatelor noastre, cu povara nelegiurilor noastre, venim la Tine cu boalele noastre, cu durerile noastre. Noi în dimineața aceasta venim la Tine și aducem la picioarele Tale pe toți aceia frați și surori care în dimineața aceasta sunt neputincioși, care stau într-un pat de suferință, de ani, de zile, slăbănoși, alții bolnavi, alții nu au vedere, alții nu pot vorbi, alții nu pot auzi, alții nu pot lucra, alții nu-și pot îndrepta spatele. Venim în dimineața aceasta și Ție ne rugăm, Doamne, vindecă starea sufletească și vindecă și starea trupească, pentru că
la tine au venit în, atunci când erai pe pământ toți bolnavi și-o căpăta vindecare. Și astăzi credem că și poți aduci vindecare, Doamne, dar știm noi și înțelegem că și Tu ai spus că ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Știm că ai putere astăzi încă de iertare. Te rugăm mai întâi de toate, Doamne, iartă pe toți cei care vin și se recunosc la Tine, care își mărturisesc păcatele, care își mărturisesc starea lor greșită înaintea Ta și doresc ca să capete iertare, doresc ca să se împace cu Tine. Vrem în dimineața aceasta, Doamne, să vindeci toți bolnavi spiritual, Doamne, toți cei care încă nu Te-au cunoscut pe Tine, dar doresc, Doamne, ca să scape, doresc să eliberezi de patim, de plăceri, de vișii care îi stăpânesc, Doamne, și doresc ca să vină la Tine. Te rugăm în dimineața aceasta, fă eliberare, vindecă, Doamne, curățește, spală cu sângele Tău, Doamne, orice vină a păcatului și a fără de lege. Și apoi Te rugăm frumos pe Tine, atinge-Te și de trupurile noastre, Doamne, și lasă Tu vindecare în casele noastre, în familiile noastre, Doamne. Și Îți mulțumim, Doamne, pentru că ne-a ascult, ne-a rugat frați și surori pentru cauza lui fratele Silviu, copilul fratele Ghiță, Doamne, și l-am adus înaintea Ta în rugăciune și Tu ești acela Dumnezeu care lucrezi, Ți-ai întins mâna și ai adus izbăvire până în clipa aceasta de față. Ne rugăm mai departe, Doamne, desăvârșește-ți lucrarea cu acest copil, Doamne. Ascultă rugăciunea părinților, Doamne. Ascultă rugăciunea mamei, Doamne, care se roagă pentru copilul acesta. Mamele, Doamne, când erai Tu pe pământul acesta, au venit cu copilașii la Tine ca să-i binecuvintezi. Ele aveau nevoie ca Tu să iei în brațe și să-i binecuvintezi, să ți-i predeie ție, ca Tu să-i ocrotești, să-i păzești, Doamne. Noi credem că și această mamă, Doamne, sora Rudica, l-a adus pe Silviu la binecuvântare, Doamne, și frații-o și-au binecuvântare peste el și Tu l-ai binecuvântat. Te rugăm acum, Doamne, când are nevoie, Doamne, și de vindecare, ascultă rugăciunea acestei mame, Doamne, ascultă rugăciunea tatălui, Doamne, ascultă rugăciunea fraților lui și a surorilor lui de trup, ascultă rugăciunea fraților în credință, Doamne, care ne unim și ne rugăm, Doamne, să lași izbăvire, Doamne, și să-ți desăvârșești lucrarea, Doamne, că așa cum oamenii aceștia au fost vindecați, Doamne, orbul acesta a fost vindecat, slăbănogul acesta a fost vindecat, Doamne, Tu poți să vindeci, Doamne, și boala de cancer, Doamne, la Tine toate boalele au vindecare. Te rugăm să aduci izbăvire, Doamne. Ne încredințăm, Doamne, pe noi, pe bolnavi care aducem înaintea Ta, Doamne, cei din casele noastre, din familiile noastre, din poporul Tău, Doamne, și Te rugăm să dai izbăvire, Doamne, și Îți mulțumim că și Tu vei lucra. Toate acestea ne rugăm și am cerut în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Și mulțumim pentru rugăciuni, frate Vasile. Domnul să vă binecuvânteze. Bun venit și fratele pastor Cornel Miclea, va avea un mesaj. Vă rog, cei care nu ați urmărit fratele Ariu, serii de mesaje, 5 serii, cred că este episodul 3, dacă nu greșesc, este un mesaj foarte bun, va avea mesajul după o cântare și Domnul să îl binecuvânteze. Deci cu ajutorul Domnului vom lăuda pe Domnul prin sora Tabita, Domnul să o binecuvânteze și apoi vom asculta mesajul. Amin. Glorie Domnului Iisus! Iisus, când spui cât mă iubești și cum mă chemi pe nume, o, astea-s cele mai cerești cuvinte de pe lume. Când spui că ești pastorul meu, cel bun și blând și tare, o prea puternic Dumnezeu, ce-ar fi mai dulce oare? Când spui să nu mă tem deloc, că Tu ești lângă mine, cum să nu trec prin ger și foc, încrezător în Tine. Când spui să cred cuvântul Tău, oricând și cu tău,
să mă tem că-ar fi vreun rău în tot ce-mi dai tu mie. Când spui să nu mă îngrijorez, cu teamă niciodată, cum să n-ascult, cum să nu cred, din inima mea toată. Când spui că-n cer mi-ai pregătit un loc când mă voi duce, Iisus Mântuitor slăvit, o, cum să cânt mai dulce. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Cornel. Amin, amin. Frate Cornel, microfonul. Da. Mulțumim Bunul Dumnezeu pentru harul ce-l avem să fim din nou împreună. Fiecare zi este o dovadă a dragostei lui Dumnezeu, El își năște bunătatea, credincioșia față de fiecare dintre noi. Și măcar că recunoaștem că nu merităm, că doar asta e o dovadă de înțelepciune să recunoști, totuși El își revarsă îndurarea față de fiecare dintre noi și putem din adâncul inimii să spunem: mărit să fie Domnul. Ne-am rugat împreună cu fratele care a slujit la rugăciune și nu numai, pentru băiatul fratelui Voipan, și mă gândesc că pe lângă focul suferinței, fie că e vorba de Silviu sau de părinți, imaginați-vă focul încercării și a atacurilor celui rău, uneori chiar prin frați. Însă ne rugăm ca Dumnezeu să le dea biruință și harul Domnului să nu le lipsească. Singurul care poate să le dea biruință este Domnul, și Domnul dorim să lucreze în îndurarea Lui. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom continua seria începută cu puțin timp înainte despre scopurile care le are Dumnezeu cu biserica Lui. Vă reamintesc în grabă, în prefața mesajului din această dimineață, că Dumnezeu are un scop cu fiecare dintre noi. Noi nu am venit la întâmplare, nu trăim pe pământul ăsta la întâmplare, nu plecăm la întâmplare. Dumnezeu are un scop cu fiecare dintre noi. Dumnezeu are un scop cu familiile noastre. Ne place sau nu ne place, Dumnezeu ne-a cadorisit că e un mare cadou într-o zi să primești pe fata lui cutare și să-ți fie așa de aproape încât să te îngrijească și să aibă grijă tine în toate momentele și nevoile vieții. Și să-l primești pe băiatul lui cutare, crescut, frumos. Când a fost greu la părinți și cu ea și cu el, nu a venit nimeni să-l ia. Acum, la 20-28 de ani, eu știu când, vine unul și-l ia, Domnul, sau una. Asta e mare dar. Copiii sunt mare dar. Dumnezeu are un scop cu familia. Dumnezeu are un scop și chiar mai multe cu biserica. Evident, cu biserica Lui. Acum, care sunt ale noastre, doar adunături, așa, oamenii au scopuri, dar care e biserica Lui, Dumnezeu are scopul Lui. Și e datoria noastră să descoperim care este scopul lui Dumnezeu cu biserica noastră, dacă biserica noastră este parte din biserica Lui. Nădăjduim că toți care sunteți astăzi la părtășie faceți parte din biserica Lui, așa că vă reamintesc în grabă doar titlurile celorlalte serii de studiu. Astăzi vom continua cu ajutorul Domnului. Vă reamintesc că fiecare biserică există pentru a-L slăvi pe Dumnezeu.
noi ca oameni, dar și biserica care e formată din oameni, există pentru a-L slăvi pe Dumnezeu. Nu mai rămân să argumentez asta, doar atât. Cine fuge de responsabilitatea asta cade în idolatrie și idolatria este păcat. Noi trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu. În al doilea rând, noi existăm ca biserică pentru a-L sluji pe Cel care este capul bisericii, Hristos Domnul. El este tiparul slujirii noastre. În al treilea rând, biserica există pentru a se supune călăuzirii Duhului Sfânt. La momentul potrivit am actualizat, am vorbit despre argumentele la fiecare din gândurile acestea. În al patrulea rând, biserica există pentru a-L salva oamenii din moartea păcatului, pentru a-i salva de mânia lui Dumnezeu gata să fie declanșată și pentru a-i salva de mândrie. Dacă gândurile privind scopurile bisericii încep cu litera S și mă voi strădui la fiecare să descoper din Scriptură cuvinte care încep cu litera aceasta ca să fie mult mai ușor de asimilat, când e vorba de smulgerea și scoaterea omului din păcat, mă refer la moartea spirituală, la mânia lui Dumnezeu, dar și la mândrie. Mândria este cea care a făcut în univers, în lume și și în biserici ravage. Ori cei care sunt cu adevărat al lui Dumnezeu sunt chemați să fie scoși din aceste trei mari urgii, nenorociri. Moarte spirituală, mânia lui Dumnezeu și mândria omului. În al cincelea rând, astăzi vom continua cu ajutorul Domnului să vorbim despre un alt scop. Odată salvat omul acesta, are nevoie de schimbarea caracterului prin creșterea și maturizarea spirituală. Următorul scop pentru care biserica există este, deci, schimbarea caracterului celui salvat. Un om, ca să fie mântuit, are nevoie de credință în jertfa Domnului Iisus, de hotărârea pentru a se lepăda de tot ce e rău și să se pocăiască. Dar omul ăsta nu devine peste noapte un sfânt. Sfințenia este și un dar al lui Dumnezeu. Ne-a acceptat să fim integrați în Sfințenia Domnului, dar este și un proces. Pavel spune corintenilor, celor ce au fost chemați să fiți sfinți după ce îi numește sfinți înainte. Citiți asta în primul capitol, din prima epistolă. Deci este clar că Dumnezeu ne cheamă să ne ducem sfințirea până la capăt și este un proces. Așa că misiunea bisericii este să crească spiritual, să maturizeze spiritual pe cei care sunt încorporați în rândul ei. Este, repet, datoria bisericii. Este scopul pentru care existăm ca biserică. Să formăm caractere după chipul lui Iisus Hristos. Să schimbe Dumnezeu prin lucrarea bisericii caracterele oamenilor care sunt botezați și au fost salvați. Ce argumente am pentru asta? În câteva momente vă voi depune mărturia trei oameni care și-au lăsat amprenta în Scriptură. Vreau să vă amintesc însă că dacă din punct de vedere biologic cineva primește un copil, asta e o mare bucurie. Dar dacă constată după câteva luni că nu se dezvoltă, dacă trece o perioadă lungă, trec ani și nu se dezvoltă, asta e o mare durere pentru mamă, pentru tată. Dacă e de 5-7 ani și el nu umblă în picioare, degeaba s-a născut, degeaba, nu degeaba, dar vreau să spun că este o mare durere pentru părinți. Imaginați-vă la 20 de ani
să nu aibă posibilitatea să facă anumite acțiuni. Asta din nou este o mare durere. Dar el s-a născut. Ori așa este din punct de vedere spiritual. Dumnezeu ne vrea să ne maturizăm și să creștem spiritual în asemănarea lui Hristos. Ori datoria aceasta revine bisericii. Aș vrea să vă argumentez cu Scriptura și pentru asta o să descriu pentru început la epistola scrisă de Apostolul Pavel Corintenilor. Vă reamintesc, suntem la scopul care ar trebui să-l urmărească fiecare biserică, aceea de a schimba caracterul oamenilor care o formează pe biserica aceea, prin creșterea și maturizarea spirituală. 1 Corinteni, capitolul 2, în capitolul 3, în capitolul 3, versetul 1. Cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești și a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. El scrie aceasta bisericii, nu scrie asta străinilor. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, care nu le puteți suferi, căci nu le puteți suferi și nici acum chiar nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. Și acum ascultați, creștini lumești, creștini prunci în Hristos, auzi în ce trăiau, versetul 3. Când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești, nu trăiți voi în felul celorlalți oameni, ori nu mai continui cu citirea, este clar că realitățile astea și multe altele sunt în biserica noastră, sunt în adunările noastre. Ori este datoria bisericii să contribuie pentru maturizarea spirituală acestora. Câteva versete mai jos, apostolul spune, nu se mai poate pune o altă temelie. Este pusă, asta e Hristos. Și fiecare dintre noi să ia seama la ceea ce zidește pe această temelie. Pentru că vine încercarea focului și lucrarea fiecăruia va fi încercată. Dacă clădește pe această temelie fân, paie, trestea, asta e clar, arde. Dar dacă pe temelia care e Hristos zidește aur, argint, pietre scurte, asta rămâne. Este clar, deci, că trebuie să zidim. Ei bine, continuând să rămânem la Apostolul Pavel, este prima mărturie asupra căreia vom zăbovi în această zi cu privire la subiectul care deja l-am declanșat. Apostolul scrie două epistole, le avem noi în canonul Scripturilor și în ambele el vrea să treacă de la teorie la practică. Creșterea spirituală nu este o noțiune doar teoretică, doar o doctrină teologică. Creșterea spirituală este o acțiune practică pe care Cuvântul și Duhul Sfânt o continuă în viața noastră a celor care suntem născuți din nou. Dacă este vorba de acțiuni practice, atunci studiați întreaga această epistolă și veți fi surprinși de faptul cum el trece la acțiune. Bisericile care au predicator extraordinar. Există acum tot mai mult mișcările acestea carismatice și ca niște oameni care ar trebui să studiem, să vedem cum se mișcă valurile religioase. Ești uimit când asculți câte un predicator de la ei care vorbește foarte frumos și care, cu mici excepții, nici nu ai putea tare să-l condamn. Marea nenorocire este că nimeni nu urmărește învățătura lui să o pună în practică. Nimeni nu urmărește ca predicile noastre să-și găsească împlinirea practică. Ei bine, când Apostolul Pavel a vorbit despre creșterea spirituală, el a trecut imediat la acțiuni practice. Și prima acțiune practică o găsiți în capitolul 5, unde a pedepsit pe curvarul din Corint. Adică maturizarea și creșterea spirituală, schimbarea caracterului, nu este doar enunțarea unor principii, a unor doctrine, a unor învățături foarte bune, ci trebuie trecut la practică. Când mișcările de trezire continuă în viețile oamenilor, ei nu stau nepăsători. Spre exemplu, există oameni care sunt convertiți și se întorc la pocăință. Păi dacă s-au botezat
sau se pregătesc de botez și Duhul Sfânt i-a născut deja din nou. Să aibă sute de litri de alcool în beciurile lor și să fi câștigat mii și mulți bani, ei aruncă la canal tot alcoolul pentru că ei au descoperit că trebuie să pună practic. Acum ce e, domnule, dacă eu mă pocăiesc și am mii de litri de alcool și le vând și mai dau și la biserică bani? Păi nu le vând eu, dar le las la copii să le vândă sau la alții. Păi oamenii ăștia trec practic și sunt multe alte dovezi. Oamenii ăștia nu vorbesc de teorie. Oamenii ăștia trec la practică. Marea noastră problemă și de aceea avem copii spirituali și certuri și dezbinări. Pentru că noi n-am trecut de la vorbe la practică. Noi suntem foarte buni la vorbe. Dar când e vorba de practică, noi am abandonat de mult pașii necesari practici. Acum am dat un domeniu, dar în orice alt domeniu, al familiei, al slujirii. În aceeași epistolă, Apostolul Pavel vorbește despre cina Domnului. Acțiune practică. Acum el vorbește mai multe lucruri, nu rămân să detailez toată epistola, dar este clar că noi suntem chemați să trecem de la teorie la practică, dacă vrem să creștem spiritual. Aceasta este învățătura pe care o descoperim din scrierile Apostolului Pavel. Rămânând tot la Apostolul Pavel, vă aduceți aminte de Evrei, capitolul 10, unde el spune să nu părăsim adunarea noastră. Și dacă nu părăsim, ce să facem? Versetul următor. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. Căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu ne mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar așteptarea înfricoșată a judecății. Vă imaginați ce mare responsabilitate avem noi ca biserică? Este să îndemnăm la dragoste și fapte bune și să punem tiparul acesta divin, dacă cineva nu ascultă, nu mai are nicio șansă. Asta spune Pavel în Evrei, decât judecata. Continuând tot cu Apostolul Pavel și tot la același subiect, am descris la Efeseni, la capitolul 4, unde versetul 11 spune, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroși, pe alții evangheliști, păstori și învățători. Păi asta e clar că bisericii i-a dat. De ce i-a dat? Să ne bucurăm că suntem, mă rog, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, să ne lăudăm noi, să îngroșăm rândurile acestor frați. Unii spun acestei tagme, nu. Păi Dumnezeu, dacă Dumnezeu i-a dat, acum repet, eu vorbesc de biserica lui și vorbesc de slujitorii care a dat el. Ăștia au o misiune pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos. Expresii care ne vorbesc de creștere și maturizare spirituală. Până vom ajunge toți la unirea credinței, cunoștinței Fiului Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Expresii care ne vorbesc de creștere spirituală. E datoria bisericii și a slujitorilor să urmărească creșterea spirituală a membrilor, ca să nu mai fim copii plutiți încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăcire, ci credincioși adevărului să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Iată deci misiunea slujitorilor. Noi am deturnat scopul acesta în momentul în care lăsăm pe fiecare să facă ce vrea. Dumnezeu n-a intenționat asta să fie biserica. Dumnezeu n-a intenționat biserica să fie condusă de jos în sus. Biserica intenționată de Dumnezeu este biserica care ascultă de capul care este Hristos, și ascultă de slujitorii care i-a dat el, care au misiunea să vegheze și să crească spiritual.
este datoria acestora să vegheze zi de zi cu scopul acesta, ca ei să crească. Ei, fiecare membru al bisericii, să crească spiritual. Aș vrea să-mi permiteți să vă citesc din mărturia lui Petru, care are aceeași călăuzire. De data aceasta vreau să citesc din 2 Petru, capitolul. Sunt și alte versete din scrierile lui Petru. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slavă și puterea lui. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Pe cum ne-a dat Dumnezeu tot la un om care în nemulțumirea lor fac răzbel și război și ăștia n-au primit nimic, înseamnă că. Sau, care e adevărul? Cum Dumnezeu a dat tot în ce privește viața și evlavia și noi suntem continui nemulțumiți? Nimic nu e bine. Ori nu ne-a dat Dumnezeu, ori ceva nu e regulă. Și acum ascultați unde e soluția. Versetul 5. Dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia. Acestea sunt etape. Asta înseamnă că trebuie să creștem, să ne dăm silința. Nu degeaba mămicile sunt așa atente cu pruncii lor să le dea în guriță, să mănânce neapărat. Pe la un prunc, domnule, du-te la frigider și ia-ți de mâncare. Păi mănâncă de acolo, de la este. Fă-ți dacă nu. Nu poți spune asta la un prunc. Acum nici la oameni mari. După ce ne-am căsătorit, am ajuns așa de, mă rog, sensibil, că dacă nu este toate gata, răbdăm foame. Dar adevărul este că atunci când cineva îți gătește, este mult mai bine. Este deci o silință a celor care sprunși, a celor care au crescut deja, să crească spiritual cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Păi de unde dragoste de frați? Dacă nu ne place de ăștia, mergem dincolo, dacă nu fac cum zicem noi, nu. Nu. Apostolul spune, trebuie să creșteți. Dacă aveți din belșug aceste lucruri, nu vor să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștință. Dar cine nu are aceste lucruri, cine nu are silința asta, măcar că Dumnezeu a dat totul, el este încă orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Este un om bolnav, un handicap spiritual. Cea mai mare mărturie însă o avem întotdeauna de la cel care este capul bisericii. Și vreau să vă amintesc că Domnul Iisus în Matei, în capitolul 28, înainte de a se înălța la cer, după ce le-a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Această învățare pe care Domnul Iisus o așteaptă de la noi este datoria bisericii, este scopul pentru care existăm. Biserica există să învețe cuvintele Domnului Iisus pentru creșterea și maturizarea spirituală. În învățăturile date de Domnul Iisus este o forță care crește spiritual pe ascultători, pe membrii bisericii. Este o mare binecuvântare noi să fim în procesul acesta. Este scopul pentru care existăm ca și biserică. Acum ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute scopurile acestea să nu fie numai teorie. Pentru că am fi atunci niște veritabili farisei. Și vechii farisei și noi și actualii farisei sunt condamnați de Domnul Iisus. Misiunea noastră a tuturora
este să urmărim scopul ce are Dumnezeu cu noi. Și pentru că suntem ucenici ai Lui, ucenicilor și bisericii primare, Domnul le-a spus adevărul acesta. Orice a spus Domnul bisericii în primul viac și ce avem scris prin călăuzirea Duhului Sfânt ca fiind cuvintele Domnului, n-au fost valabile numai în primul secol, sunt valabile și astăzi. Domnul ne cheamă să nu uităm de scopul acesta. Biserica are datoria să schimbe caracterele prin creșterea și maturizarea spirituală a fiecărui membru. De aceea existăm ca biserică. Dacă neglijăm asta, noi ne autodistrugem. O familie unde cresc copiii oricum și unde soția face ce vrea, soțul face ce vrea, copiii fac ce vreau, asta nu e familie, dar nimeni nu dăinuiește. Și dacă tot au venit pe lume un copil doi, primii care au de suferit pentru lipsa creșterii sunt părinții, care au avut datoria să-i crească. Ei bine, dacă asta e valabil în viața de familie, imaginați-vă câte traume, câte nenorociri nu sunt în bisericile noastre, pentru că liderii și biserica în ansamblu nu și-a împlinit scopul acesta. Repet, cum este scopul bisericii să-L slăvim pe Domnul, cum este scopul bisericii să evangelizăm și să scoatem suflete din păcat, din moarte, din robia mândriei. Așa este scopul bisericii, pe cei care au fost salvați să-i creștem în asemănarea Domnului Iisus. Adică să te oprești la El și să-i spui, Domnule, te-ai botezat de un an de zile. Tu nu te-ai împărtășit. De ce cu tine? Tu nu ai viață dacă nu te împărtășești. Am auzit că te-ai botezat nu știu unde și locuiești aici, la doi pași de biserica noastră. Pe cum ești tu botezat nu știu unde și nu vii la biserică? Și nu te integrezi când Biblia ne învață? Am auzit că ești botezat, dar încă mai consumi alcool sau faci alte prostii. Evident că El îți va spune, asta e viața mea. Mi-a trimis cineva și nu știu dacă ați văzut, un primar din capitală, este așa de hotărât să pună legea la loc de cinste. Acum nu știu cât reușește, că mai degrabă se face. Dar o copilă care, stând în casa statului, a fost însărcinată sau este însărcinată și a trebuit să fie destituiți liderii, conducătorii acelui centru. Pentru că a permis fetei astea să plece, să vină și, mă rog, a rămas însărcinată. Dar dacă un primar face ordine, vă imaginați că noi în misiunea ce avem ca și ucenicii ai Domnului ar trebui să veghem la creșterea spirituală în bisericile noastre? Dragilor, nu uitați, ăsta e scopul ce are Dumnezeu cu biserica. Biserica care progresează este biserica care se ocupă de creșterea și maturizarea spirituală a fiecărui membru. După chipul celui care ne-a iertat și mântuit, și acesta e Hristos Domnul. Știu că procesul acesta este unul foarte greu. Se întrebe o mămică care a vegheat noaptea și ziua lângă pruncul ei care nu știe să vorbească, dar plânge. Ea îți va spune că asta înseamnă jertfă. Să întreb pe Apostolul Pavel, care le spune la Milet, n-am încetat zi și noapte să vestesc tot planul lui Dumnezeu. Asta înseamnă jertfă. Dar asta e scopul bisericii. Prin lucrarea noastră, oamenii să fie transformați și să semene cu Hristos în caracterul lor. Când am expus gândurile acestea înaintea dumneavoastră, mi-am dat seama că sunt așa de multe lipsuri în slujirea mea și că sunt atâția oameni
care nu-ți transformați în jurul meu și în jurul nostru. Și îmi dau seama că valul și lăstar de amărăciune, cum îi numește apostolul în evrei, sunt pretutindeni și uneori și în viața mea. De aceea aș vrea în momentele următoare să ne rugăm. O să fac o rugăciune și o să cer ca Dumnezeu să ne ajute în împlinirea acestui scop, acestui deziderat, fără care nu există biruință. Binecuvântăm numele Tău, Tatăl nostru care locuiește în ceruri, pentru o zi frumoasă ce ne-ai dăruit-o. Pentru noi ne-ai binecuvântat să ne trezim în locuințele noastre. Alții s-au trezit la spital, alții nici nu s-au mai trezit, alții s-au trezit în alte nenorociri. Noi ne-am dat încă o zi și ne-ai promis că ținuiești bunătatea și îndurarea față de noi. Împreună cu acești minunați oameni, în inima cărora ai pus dragoste pentru cuvântul tău și părtășie frățească astăzi, ne-am uitat în Scriptură și am văzut că e scopul tău cu privire la ucenici și la biserică, acela de a crește spiritual noi și cei din jurul nostru prin aplicarea cuvântului tău, nu doar prin teoria lui. Te rugăm, Tatăl nostru care locuiește în ceruri, ajută-ne să coborâm de la catedră, să coborâm de la amvon, să coborâm de la învățat doar și să trăim practic împreună cu toți membrii bisericii învățăturile tale. Pentru că vrem și scopul acesta să ne fie împlinit, să fie frații și surorile maturi spiritual. Avem atâtea certuri, avem atâtea nemulțumiri, avem atâtea dezbinări, avem atâtea răutate. Semănăm mai degrabă cu lumea. Și dacă luăm firma și dacă rupem gardurile care deja sunt fărâmate în multe locuri, suntem una cu ceilalți. Doamne, ne-ai chemat să creștem spiritual. Și noi suntem tot pipehniciți. Ne-ai chemat să creștem și să ne maturizăm și noi suntem tot handicapați spiritual. Niște copii care nu reușim să creștem pentru că ne place mai degrabă să fim hrăniți cu biberonul. Stăm înaintea ta în această dimineață și după ce am auzit de această responsabilitate ce avem, te rugăm, întinde-ți mâna după noi, ia-ne pe brațele tale, ajută-ne să ne placă dulceața cuvântului, a mustrărilor, a îndreptărilor și ajută-ne, Doamne, prin toate acestea să căutăm să împlinim voia ta. Pentru că vrem să creștem spiritual și să avem caracterul tău, să fim oameni transformați de cuvântul Scripturilor. Mulțumim pentru harul ce ne-ai dat să fim împreună în această dimineață. Te rugăm, ocrotește-ne în călătoriile noastre, fii cu mine la slujbă și astăzi în continuare și lasă binecuvântarea ta peste noi. Te rugăm în numele scump al lui Iisus. A ta să fie toată slava, toată gloria Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Cornelie. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Slăvit să fie Domnul. Minunat mesaj gloriei Domnului Iisus Hristos. Slăvim pe Domnul, căci este bun și îndurător. Slavă Domnului! Mulțumim. O mai continua un pic, Domnul să vă binecuvânteze. Sau acesta este episodul care? Sau seria care? Nu știu dacă la dumneavoastră le-am parcurs pe toate. Okay. Dar ăsta e al cincilea.
Ok, mi se pare că a treilea la noi doar, deci că îmi place și să scriu și când le postez să se poată găsi, ori să mai vorbim în privat. Doamne să vă binecuvânteze. Probabil că o să vă rog chiar să-mi spuneți care le-am parcurs aici și trebuie să le reluăm ca să fie. Sunt 7 care le-am descoperit eu în Scriptură. Și aș vrea toate cele 7 să le prezentăm și aici, dacă Domnul așa. Amin, amin, slavă Domnului Iisus. Slavă Domnule! Aș vrea acum, cu ajutorul Domnului, să cânt o cântare. Domnul mi-a pus pe inimă până să știu ce va fi, care vor fi mesajele, dar se pare că Duhul Sfânt este cel la care, care știe să pregătească toată lucrarea. Sper să mă ajute vocea, căci vocea mea este așa mai șubredă. Domnul să-mi dea putere să pot să cânt și eu, o cântare care spune de dragoste și milă are nevoie orice flământ și așa mai departe. Mai mulți care au nevoie de această, de dragoste și milă. Să vedem că pastorul Raju a intrat, a trimis traducerea, am căutat traducerea în timp. So Pastor Raj, I will sing a song with God's grace and I send you the translation in English and pray for me that I will be able to sing. Slavisti Adam. Amen. Amen. De dragoste și milă are nevoie orice flământ, acela care nu iubește, nu-i frate adevărat nicicând, nu-i frate, nu-i frate, nu-i frate adevărat nicicând. Nu-i frate, nu-i frate, nu-i frate adevărat nicicând. De dragoste și milă are nevoie orice om ar fi. Nu pot fi bun părinți vreodată aceia ce nu pot iubi, aceia ce nu pot iubi. De dragoste și milă are nevoie orice vestitor, de nu poți să iubești puternic, să nu te faci învățător, să nu te faci învățător. Să nu te faci învățător. De dragoste și milă are nevoie orice duh sărac, acei ce nu pot să iubească, păstor să nu se facă în veac. Păstori, să nu se facă în veac. Păstori, să nu se facă în veac. De dragoste și milă are nevoie orice păcătos. Cei ce nu pot să se jertfească, să nu vorbească de Hristos. Să nu vorbească de Hristos. Să nu
să nu vorbească de Hristos. Amin, amin. Domnul să ne binecuvânteze. Domnul Iisus vă binecuvânteze, slavă Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Slavă Domnului Iisus. Doamne, ajută-ne. So, one more song, Pastor Raj, and then you can start the message. It's good? One more song? Two? One? Ok, sora Tabita, încă o cântare, Domnul să o binecuvânteze și apoi să vedem, poate trimite un mesaj. Ok. Mărit să fie Domnul. Cum nu mai lasă peste o carte nici urmă ochii ce o citesc, așa să nu-mi lași tu, Iisuse, pe gânduri răul cel privesc, ci după toate să-mi rămâi tu cel mai drag și mai dintâi, ținând pe sufletul curat, seninu-ți chip netulburat. Cum nu mai lasă peste o apă nici urmă chipul oglindit, așa să nu-mi lași peste cuget nimic din răul întâlnit, ci după toate să-mi rămâi tu cel mai drag și mai dintâi, ținând pe sufletul curat, țeninu-ți chip netulburat. Cum nu mai lasă peste o floare nici urmă miasma cea mai rea, așa să nu-mi lași peste viață din lume ce e rău în ea, ci după toate să-mi rămâi tu cel mai drag și mai dintâi, ținând pe sufletul curat, seninu-ți chip netulburat. Dar ochii tăi și chipuți dulce și a ta mireasmă vreau, Iisus, pe gând, pe cuget și pe viață, să-mi fie semn de-a pururi pus, ci după toate să-mi rămâi tu cel mai drag și mai dintâi, ținând pe sufletul curat, seninu-ți chip netulburat. Amin. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Slăviți să fie Domnul. You ready? One more song, Pastor Raj? One more song? Yes? Or you ready? One more song. Ok, fratele Valentin, încă o cântare, Domnul să-l binecuvânteze și apoi vom asculta mesajul și Domnul să-l binecuvânteze. Amin. Slăviți și binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Astăzi vin ca fi petăcitor, mă-nchin la cruce, mă cobor și spun acum, îmi pare rău, nu am trăit ca fiu de Dumnezeu. Cer iertare azi, vreau să mă strâng la pieptul tău, nici când să nu mă lași,
singur să rămân, să nu mă lași. Înger e tare, Domnul meu, înger tare azi, vreau să mă strângi la pieptul tău. Nici când să nu mă lași, singur să rămân, să nu mă lași. Am rătăcit pe străi, murdare noapte. Mi-e rușine de ale mele fapte. Azi regret că n-am stat lângă tine. Unde totul e curat și bine. Înger iertare, Domnul meu, îmi cer iertare azi, vreau să mă strâng la pieptul tău. Nici când să nu mă lași, singur să rămân, să nu mă lași. Îmi cer iertare, Domnul meu, îmi cer iertare azi, vreau să mă strâng la pieptul tău. Nici când să nu mă lași, singur să rămân, să nu mă lași. Binecuvântat să fie Domnul. Domnul să vă binecuvânteze. Amin, slăvit să fie Domnul. Mulțumim Domnului pentru cântări, pentru tot ce a lucrat până aici. Acum ne pregătim inimile, mai ascultăm un mesaj. Pastor Raj, Domnul să-l binecuvânteze. So we want to thank God for everything He has done for us today through the previous messages and songs and everything. And now we prepare our hearts to listen to Pastor Raj, his message. So Wednesday morning, Europe time, Asia time, Africa time, I translate only from English to Romanian and not from Romanian to English. Saturday, try with God's grace to translate both from Romanian to English and English to Romanian. So I hope, Pastor Raj, if you're ready, please let me know. Deci asta este viața unui pastor, unul sună, unul vine, Doamne să-l binecuvânteze și să-l ajute și pe el și pe noi în toate. That, I know that's the life of pastor, some people calling you, some people visit you, but please, if you're here, just go ahead and open the mic so we can start your message, and God bless you. And if you need more time, then you just please let me know. Să vedem dacă mai are nevoie de ceva timp, probabil o fi intervenit ceva. Domnul să-l binecuvânteze, dar fratele Vasile, dacă poate să pregătească, dacă fratele nu va deschide camera, atunci fratele Vasile, dacă poate să-l aude pe Domnul cu o cântare. So, Pastor Raj, I see you're busy for a moment, so brother Vasile will sing a song. Amen. Slăvit să fie Domnul! Deschide inima chiar acum, Domnul să intre în ea. Orice păcat, orice vină grea, Domnul o va purta. Azi Domnul vrea inima ta, pacea din ceruri atunci vei avea. Azi Domnul vrea inima ta, Domnul da, Domnul așteaptă, o nu-l refuza. Deschide inima chiar acum, plin de păcat cum ești, nu
pierde astăzi prilejul dat, grăbește să le primești. Azi Domnul vrea inima ta, pacea din ceruri atunci vei avea. Azi Domnul vrea inima ta, Domnul da, Domnul așteaptă, o nu-l refuza. Azi Domnul vrea inima ta, pacea din ceruri atunci vei avea. Azi Domnul vrea inima ta, Domnul da, Domnul așteaptă, o nu-l refuza. Amin. Amin, amin, slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului Iisus. Pastoraj, it's yours. And I give thanks to the Almighty God for this opportunity and this precious time He gives to me today. Dau laud Domnului și mulțumire pentru oportunitatea aceasta care mi-a dorit-o astăzi să fiu aici. And I try to very short message. Și voi încerca un mesaj scurt, foarte scurt. You already hear the messages and the poems and the songs and everything. Deci deja am ascultat alte mesaje, cântări, poezii, slavă Domnului. And people, they are repentantly came in my home and they talked to me and they phoned calls. That's why I need to left outside and talk to them. Then I come back here. Da, și au venit oameni, au trebuit să iasă afară să vorbească cu ei, de-aia n-au putut să nu și auzit când am vorbit cu ei, ce să zicem, asta este. And today I give a short sermon, don't give up. Și mesajul de astăzi va fi scurt, nu ceda. And we quickly we see the book of Philippians, chapter 4 and verse 9. Și ne vom uita în cartea Filipeni 4 cu 9. 4-9, ok. Ce ați învățat? Ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți și Dumnezeul păcii va fi cu voi. The things which you learned and received and heard and saw in me, this do and the God of peace will be with you. Just I need to read or see in my translation. Ok, se va uita un pic în traducerea lui, poate este un pic diferit. Ok, now you can read again, please. Ok, și voi reciti în engleză. The things which you learned and received and heard and saw in me, this Jew and the God of peace will be with you. And now, do many things are written inside in this scripture? Și vedem, sunt multe lucruri scrise aici, doar în acest verset. Learned. Ce ați învățat? Received. Ce ați primit? Heard. Ați auzit? Seen. Ce ați văzut? And God of peace will be with you. Ia, face și Dumnezeul păcii va fi cu voi. And many more things are written inside in this Bible verse. Și multe alte lucruri care se pot înțelege din ceea ce este scris aici în acest verset. And this is like that the promise for us and we need to believe on him. Și este ca și o promisiune și noi trebuie să credem lucrul acesta, să ne credem în el. You know, when we are believe in God and when we are believe his word and we are receiving the peace of the Lord. Când noi ne încredem în Dumnezeu și primim cuvintele lui, atunci și primim promisiunile lui. God of peace will be with you. Dumnezeul păcii va fi cu voi. And that means we don't need to give up to any front of any problems and any type of evils. Și vedem, deci de fapt noi nu trebuie să cedăm în fața a niciunei fel de probleme sau a diavolului.
we need to always sojourn the presence of the Lord in our life, and we say, Lord, I believe it, you are with me, and really this is his power to help you. Și noi trebuie să generăm, o folosit expresia aceasta, să simțim prezența lui Dumnezeu și să credem că și cu adevărat El este cu noi și El ne ajută. In the book of Daniel chapter 3 and verse 25. Daniel 3 și 25. And we see when we read for the scripture, and I know that you remember immediately what's happened there. Și citind acest verset, ne știm foarte bine ce s-a petrecut acolo. El a luat iarăși cuvântul și a zis: Ei, bine, eu văd patru oameni umblând slobos în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. Look, he answered, I see four men loose walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the fourth is like the Son of God. Hallelujah. And we knew for these things that already happened with the Daniel and his friends and the people, they are youngest to the children of God, and what they can do, God is ready to help to them. Și noi știm ce s-a petrecut, cei care cunosc Biblia, ce s-a petrecut cu Daniel, prietenii lui Daniel, cum nu s-au închinat și i-au aruncat în foc, și ce s-a petrecut cu cei care i-au aruncat. They are youngest to God's, they are youngest to the king's law, but they are give favor, they are obey his glory. Deci ei au părut să fie împotriva legii împăratului, dar au ascultat de legea lui Dumnezeu. And when they obey his God, then they go through the problem. Și vedem când au ascultat de Dumnezeul lor, atunci au trecut biritor prin probleme. They are not give up. Și nu au cedat. They obey him. L-au ascultat. And what can do with them? Și ce au făcut cu ei? Kings, they have preparing a plan, and people, they are a support to him, put to him inside in the fire. Deci vedem, deci planurile care s-au făcut de la împărat și cu ei și l-au pus acolo, i-au băgat pe toți în foc. But something happened there. Dar acolo s-a petrecut ceva. They have the people of kings, they have a different plan for them. The thoughts when they pull their inside in the water, in the fire, and they burn. But something happened there. Ei au crezut că dacă îi vor pune în cuptorul cu foc, deci îi vor arde și se va termina cu ei. Dar ceva s-a petrecut acolo. When you are not give up, your God is not give up for you too. Și tu că nu cedezi, Dumnezeul tău nu va ceda la tine. And he is with you. Și el este cu tine. Your hard situation. În situații grele. Your hard time. În vremuri grele. They pulled there three people there inside the fire. Și au pus acolo trei oameni în cuptorul cu foc. But when they checked to them, când s-au uitat, au verificat. Praise the Lord. Erau patru acolo, slăviți să fie Domnul. And what they are doing here inside in the fire? Și ce făceau acolo în foc? They are a walk. Umblau liber. They are under the midst of fire. They are a walk. Umblau acolo în mijlocul cuptorului de foc. But when you read a few more scripture, a few more verses, they bind to them and pull there inside. Și când citim mai alte versete, vedem că i-au legat acolo și i-au aruncat în foc. Fire not burned to them, but fire burned their bondage. Hallelujah. Vedem că focul nu i-a ars pe ei, dar i-a ars legăturile, slăvit să fie Domnul. Hallelujah. And this fire converted the fire of the Holy Spirit. Și acest foc s-a transformat într-un foc al Duhului Sfânt. And the fourth person, when they walk with them, and that means the presence of the Lord with them, and why they are saw these things, because they are not give up. Și a patra persoană care a intrat acolo și a ajutat, de ce s-a petrecut? De ce a venit el acolo, se vână cu Fiul lui Dumnezeu? Pentru că nu au cedat și au mers prin această problemă. That means when you are not give up, your God, he is with you, your heart situation.
Ce înseamnă că atunci când tu nu cedezi, Dumnezeu este și cu tine în situația ta grea prin care treci. And verse 17 and 18 for this chapter or this book. Daniel. Și vom citi versetul 17 și 18 tot de la Daniel 3. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. If that is the case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O King. But if not, let it be known to you, O King, that we do not serve your gods, nor will we worship the gold image which you have set up. Praise the Lord. They not give up. Deci nu au cedat. This time they have the time of death or life. Deci erau în timpul acesta care se găseau, erau între viață și moarte. And in this hard situation, they are not give up. Dar în această situație grea, ei nu au cedat. They give a focus. Ci s-au focusat. On the Lord. And now we need to see here their commitment or their word they spoke here. Și vedem cu angajamentul care ei l-au luat și cuvintele care le-au vorbit împăratului. And they are testimony. They give a testimony to King. Our God is ready to save us in your hands. Și vedem că au și mărturisit împăratului, Dumnezeul nostru este capabil sau este în stare să ne salveze, dar chiar dacă. In this hard situation, they are not give up. Deci în situația aceasta grea, ei nu au cedat, nu au renunțat. They are stand there. Și au stat acolo în picioare. And if then other people in front of them, I think they are request to King, don't do these things. Și poate că dacă ar fi fost alți oameni acolo înaintea lor, eu cred că i-ar fi cerut și i-ar fi rugat, nu faceți lucrurile acestea. But they are look at their eyes and they give the answer to him. Dar eu cred că ei s-au uitat la ochii lor și le-a dat răspunsul. Because they know how much powerful of a God. Pentru că știu cât de puternic este Dumnezeul nostru. And his power to save their lives. Și puterea lui a fost cea care i-a salvat viețile. And the verse 18, but even if he does not. Și 18, și chiar dacă nu ne va scoate. And what they are said, even if he does not, that means the God is not save us, don't want no problem to us. Dacă nu ne scoate, nicio problemă pentru noi. That we are not going to serve your gods. Noi nu vom sluji Dumnezeilor tăi. And that time the gods, they have a different gods in here. But now in this world, we have a people, we are following to Jesus Christ, but we have also different gods. Și știm că pe vremea aceea ei slujeau diferitor Dumnezei și acum în lumea aceasta poate slujim lui Dumnezeu, dar fiecare cu diferite. What is the meaning of the different gods? Care este însemnătatea Dumnezei, diferitelor Dumnezei? Which things you love more than God's word. Lucrurile care le iubești mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu. Like that, you love your mobile more than word of God. Ca și cum ai iubi telefonul mobil mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu. That means you love your friends, your wife, your husband, your children more than the word of God for them. Deci dacă tu iubești soția ta, soțul, copii mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu, deci acesta devine un Dumnezeu. We are not just a worshipper, we are not just a congregation, we are not just a pastor or elders. We all are children of God and he is our father in heaven. We need to obey him, we need to listen him. Noi nu suntem doar cântăreți, păstori, predicatori, diaconi, ci suntem și copii ai lui Dumnezeu. Deci noi trebuie să ascultăm de vocea lui. And when you are obey him, when you are listen to him, that means you love to him, you are no any other god for you in this world. Și dacă îl iubești, înseamnă că și îl asculți. Și atunci dacă îl asculți, înseamnă că nu ai alți Dumnezei aici pe pământ. Brother Valentin, he is playing his guitar, but he not love his guitar.
He loves God. Și fratele Valentin cântă la chitar, dar nu își iubește chitara, îl iubește pe Dumnezeu. He not love is more than he got word of God to his friends or his family, but he gives first number to God his. Și nu își iubește prietene sau familia mai mult decât pe Dumnezeu, ci prioritatea numărul 1 dă lui Dumnezeu. But when he changed his plan, he say, okay, I love my guitar, I love my friends, I love for this and that. And after that, God, that means he another God to worship. Ia, dar dacă el și-a schimbat planul și-a zice, iubesc mai întâi chitară, apoi familia, apoi prietenii și apoi la urmă pe Dumnezeu, înseamnă că aceștia au devenit Dumnezei înaintea sau nu Dumnezeu adevărat. Exemplu. And we give first preference to the Lord. Și noi dăm prioritatea numărul 1 lui Dumnezeu. And then we have another brother. Virgil. And he say, oh, my car is my God. Și el ar zice, oh, mașina mea este Dumnezeul meu. And he love and he clean and kiss the car and he sleep with car and he every time. That means he not worship his God, he worship his car. That's the way that Daniel he tried to explain to the king. Ia, și dacă Dumnezeu, dacă și-ar iubi, și ar săruta, ar curăța, ar spăla tot timpul, atunci înseamnă că pentru el ar fi un Dumnezeu. Și tot la fel o explicat Daniel, împăratul acolo, alți Dumnezei. And at that time, they doesn't have anything else there. Și la timpul acela, noi știm, Dumnezei erau de aur acolo. That we are not going to serve your God or worship. Deci noi nu ne vom închina Dumnezeilor tăi. They are not worship their God because they are a created God and everyone they need to go and worship to them. Deci nu au decis să nu se închine Dumnezeului creat de ei acolo. Că toți s-au dus să se închine și ei nu s-au închinat. And at that time? Și pe vremea aceea? Everyone, they go down and worship the God of Kings. Toți s-au aruncat și s-au închinat la acest Dumnezeu care a fost creat acolo. And at that time the God they created by human beings. Și acel Dumnezeu care l-a creat a fost creat de mâini omenești. Car, mobile phone, guitar, house, everything we are using at our homes. All the items they are created by human beings too. Și Dumnezeu din ziua de astăzi, fie chitara sau casa sau mașina sau tot ce avem, toate sunt create de mâini omenești. We are not worship to him. Dar noi nu ne închinăm lor. We are worship just only one God and his name Jesus Christ. Și ne închinăm unui singur Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos. We are not, we see everyone, everything in our life is the second, third, and fourth, and fifth number. But in first number in our life, of God. Și Dumnezeu totdeauna rămâne primul loc, primul în viața noastră. Și apoi celelalte, numărul 2, 3, 4, 5, așa mai departe. Our family, our business, our friends, our member of our homes, everyone there is second or after that. Și fiecare, fie familia, business-ul, prietenii, musafirii în casa noastră, toți sunt după aceea. They are not give up. Și acești oameni nu au cedat. That's why God saved to them. Și de aceea Dumnezeu i-a salvat. If you are decided you are not give up the front of the problem, then your God is help you and he come. And he give a protection. I don't know Daniel did see or not, but an others person, they are an enemy. The human being, they are saw this miracle there happened to them. Și dacă tu nu vei ceda, indiferent prin ce probleme vei trece, nu vei ceda, Dumnezeu tău va veni și te va ajuta. Cum ajuta și acei trei tine? Nu știu dacă ei au văzut a patra persoană, dar vrășmașii lui l-au văzut. You see or you not see, under your problem, who is helping you? But then others, people, non-believer, they look at these miracles in your and look at these miracles and happen in your life. Și tu poate vei vedea sau nu vei vedea cu ochii tăi ajutorul și prin cine Domnul îți va da ajutorul. Dar vrăjmașii tăi vor vedea cu ochii lor că Dumnezeu ți-a trimis ajutor. God show His power. Dumnezeu își arată puterea.
God show his protection. Dumnezeu și-a arătat protecția. God show his grace. Dumnezeu și-a arătat harul. When you not yield. Și el își arată și pentru tine atunci când nu cedezi. And I give you one testimony and after that I close. Și o mărturie și apoi va încheia. The first wave had come in COVID in India and everywhere in this world. Când a venit primul val de COVID în India și în întreaga lume. And people there are very disappointed, they give up. Și oamenii au fost foarte descurajați și fiecare au cedat. And I give thanks for Almighty God, me and my family and my church, they are not give up. Dar slăvit să fie Domnul, deci el, familia și biserica lui nu au cedat. And at that time very hard to mask, sanitizer and gloves. Și știm că nu se dădea voie decât numai cu măști, cu dezinfectant și cu mănuși. And we are go, we went there and door to door to distribute the food for 1 week for each family and more than 2,500 families. We are to distribute the food for them. Și în vremea aceea că nu avea voie nimeni să iasă din casă, s-au închis magazinele și oamenii nu aveau ce mânca și Dumnezeu o pregătit ca să poată să ducă o timp de o săptămână din casă în casă la cei săraci să le ducă mâncare, să aibă ce să mănânce, fără mănuși, fără nimic. We are not give up. Și nu au cedat. And we saw or not, but the people they saw, they are shocked how we do all those who have to go there and move here and there and without sanitizer, gloves and mask. Who give you protection? Your God. I'm saying we are a Christian and we serve the Lord and say, wow, your God is give you protection. Da, și deci unii au întrebat cum nu vi frică de COVID, cum mergeți fără mască, fără dezinfectat, fără mănuși să mergeți să stați de vorbă cu oameni să le dați mâncare. Zice, noi, protecția noastră este Iisus Hristos, este Dumnezeu și El este Cel la care ne protejează. Și atunci cei de lume au zis, cu adevărat, Dumnezeu este de partea voastră. And many churches at that time they closed. Și multe biserici au fost închise. I doesn't close for my church. Da, el nu și-a închis biserica. People every Sunday they came there and we worship together. Și în fiecare duminică oamenii au venit și s-au închinat împreună. And I give thanks to the Almighty God, God saved for each and every person from my church. Și dau mulțumire atotputernicului Dumnezeu că El a salvat fiecare persoană din biserica noastră. We hold the world under the COVID first wave and my church also, my family also. But I don't know for them, but I believe it. That Jesus is walk with us in this all the situation. Deci același val de COVID care a venit acolo peste ei, deci a cuprins întreaga lume. Nu știu alții ce au făcut, dar ei au crezut în puterea lui Dumnezeu și i-au protejat prin tot aceste lucruri. And I said to my church, don't give up front of the problem. Și am învățat biserica să nu cedeze în fața problemelor. And the second wave when come and I'm traveled. And people say no need to travel anywhere, but I travel without mask. I go and minister them. Iașa a doua val de COVID a fost în călătorie în Africa. În Africa a fost acolo și chiar nu voia să pună mască și l-a zis în biserică vrea ca toți să ia măștile jos. And people they called me, Pastor Raj, is this and that, it's very bad situation. Don't come back to India. Stay there when they're. All this is stopped. I'm saying, no, I'm come back my home. Și toți l-au descurajat și zis, în vremea asta de COVID, te duci acolo în Africa și chiar la venire înapoi, vii, rămâi acolo acum, că se închise granițele în India și nu știu ce, o să rămâi. Zice, nu, eu vin înapoi acasă, că nu a fost biletul. Faith without seeing. Deci credința este un credințar, lucrurile care nu se văd, nădăjduite care nu se văd. Aleluia. And I don't know for Daniel and his friend, they saw the God. They believe without seeing. Deci nu știu dacă prietenii lui Daniel au văzut pe Dumnezeu sau cine a fost acolo, Fiul lui Dumnezeu. Dar credința este cea care lucruri îndrăjduite care nu le vedem. Abraham, without seeing, he had a faith. Și la fel și Avram. Deci a avut credință, fără să vadă, înainte de a vedea. We have a faith of a God who protects us.
Și noi avem credință că Dumnezeul nostru ne protejează. Because everything is written inside in the Bible, just we implement and try. Pentru că totul este scris în Biblie, noi trebuie doar să împlinim lucrurile acestea. And he is with you and he help you. Și el este și cu voi și vă va ajuta. Trust on the Lord. Încredeți-vă în Domnul. Don't give up. Și nu ceda. God bless you. Și Domnul să vă binecuvânteze. Thank you, Pastor Raj. And if you would, please, we pray for the people, that people would not give up your topic, and we pray in this direction. Heavenly Father, I worship and I praise and I glorify you, Lord. Da, Tată Ceresc, te laudăm, te preamărim și glorificăm numele Tău, Doamne. Lord, I pray for my family. Doamne, mă rog pentru familia mea. They are serve the Lord in different parts of the world. They are watching us the different parts of the world. Cei care te slujesc pe tine, Doamne, în diferite părți ale lumii și cei care ne urmăresc din diferite părți ale lumii, Doamne. When, Lord, they are give up front of illness, front of physical problems, front of financial problem, front of family problems. Și mulți, Doamne, cedează în fața bolilor, Doamne, în fața problemelor fizice, financiare, problemele în familie, Doamne. Lord, you guide them, you give them encouragement to not give up. Și mă rog, Doamne, Tu să-i ghidezi, o Doamne, și să-i întărești, să-i încurajezi, Doamne, ca ei să nu cedeze. You go and stand with them, Lord. Doamne, mergi cu ei, Doamne, și stai acolo împreună cu ei, Doamne. You help them for all the situation their lives. Și ajută-i, Doamne, în orice situație a vieții lor. Thank you, Father. You give them a strength and power. They don't give up front of all type of issues. Și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești acela care dai putere și tărie, Doamne, ca noi să nu cedăm, Doamne, în fața problemelor și a situațiilor. Thank you, Almighty God. You are help us and all of them. Jesus, precious name we pray. Și îți mulțumim atotputernicului Dumnezeu că și Tu ne ajuți atât pe noi, cât și pe toți ceilalți, Doamne. Și în numele prețios al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amen. Amen. Thank you, Pastor Raj. God protect you and protect your families and trust on the Lord and believe on Him and not give up front of the issues. God not allow the spirit of break your family. God is ready to make join again you will gather the family. Și cu aceste cuvinte încheie, citim scripturile, medităm asupra lor, le trăim, împlinim, continuăm să ne rugăm și pentru el, familie, și să nu cedăm, căci Dumnezeu este cel care ne va ajuta. Și acolo unde sunt probleme în familie, nu ceda, căci Dumnezeu este cel care va aduce unitatea din nou. And tonight we have a live preaching here tonight for my son in India, and I'm not sure if you come and join us, and God give you blessing, God heal you physically or emotionally area, and very soon we are started the Bible school of our online. Și cu ajutorul Domnului de seară, pentru cei din Europa și India, vom intra live. Dimineața va fi miercuri dimineața în Statele Unite și Canada și vom avea un mesaj și cu ajutorul Domnului vom și începe clase de școală biblică în curând. Vom pregăti și lucrarea aceasta. God bless you and save you. Și Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Thank you, Pastor Raj, and God bless you. Domnul să te binecuvânteze, frate Raj. Domnul să te binecuvânteze. Amin. God binecuvânteze. Bless you. Bine, Doamne, Iisus, mai binecuvinteze. Amen, brother Vasile, the same. Thank you, brother Vasile. And I try to pronounce the names. Încearcă să pronunțe numele, să se obișnuiască, slavă Domnului Iisus. Mulțumim. Can I use another way? You can, about the brother, he's playing the guitar, what is the name? Okay, Valentin, yeah? Dacă poate să folosească, okay? Valentin. Valentin, yeah, Valentin. Like from Valentine. Valentine is good if you say. Yes, that's the moving on my mind. Yeah, zici dacă poate să spună Valentine, cum știi, cum știi de Valentine, de dacă e mai ușor pentru el decât okay, slavă Domnului Iisus. God bless you, take care. Okay, God bless you, Pastor Raj. Okay, see you tonight. Domnul să-l binecuvânteze. Ne apropiem și noi de încheiere, dar pentru că veni și fratele Virgil, vrem să-i dăm loc și lui să laude pe Domnul și Domnul să-l binecuvânteze. Okay. Lăudați să fie Dumnezeu în dimineața aceasta.
Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că am reușit cu ajutorul Domnului. Avem copii acasă, veniți și ne-am bucurat foarte mult în faptul de prezența lor, că nu le-am văzut de multă vreme și am vrea ca în dimineața aceasta să-L mărim pe Dumnezeu nostru că El ne poartă cu carul Lui de biruință. M-am bucurat foarte mult de cuvintele pe care Dumnezeu i le-a pus pe inimă lui fratele Raj. Socotesc că toate aceste lucruri pe care nouă ne le prezintă Dumnezeu prin gura servilor Săi, servilor Lui, lucrurile acestea ne face pe noi să ne întărim în credință și să nu cedăm în fața problemelor. Dumnezeu să fie binecuvântat. M-am bucurat mult prin faptul că și-a lucrat Dumnezeu prin gura Lui și spune ce spunea fratele Raj, prin faptul că nu a cedat în fața problemelor și lucrurile le-au luat direct ca de la Dumnezeu. Și am vrea și noi să facem lucrul acesta. Orice problemă, orice necaz care ar veni peste noi, să punem, Doamne, eu știu că Tu ești la controlul tuturor lucrurilor. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș vrea să laud pe Domnul cu o cântare. Cântarea se intitulează Eu nu te las, o fiul meu. Doamne, așa de bine această cântare. Am vrea ca Dumnezeu, în bunătatea Lui, să cerceteze și pe cei care ascultă lucrarea aceasta și să nu cedăm în fața problemelor și să ne încredem în Dumnezeu. Așa cred că o inspirație foarte bună prin Duhul Sfânt, că Dumnezeu a lucrat prin fratele Raj și a vrea ca să nu cedăm și să ne încredem în Dumnezeu și Domnul să fie binecuvântat. Eu nu te las, o fiul meu, când suferința crește, mai strâns te țin în brațul meu, când valul greu izbește. Dar tu mă lasă să lucrez, cum știu eu că-i mai bine, și lasă totul în mâna mea și alege să rămâi cu mine. Și lasă totul în mâna mea și alege să rămâi cu mine. Eu nu te las, o fiul meu, când nu mai vezi lumina și peste norul cel mai greu îmi este întinsă mâna. Și peste norul cel mai greu îmi este întinsă mâna. Dar tu mă lasă să lucrez, cum știu eu că-i mai bine, și lasă totul în mâna mea și alege să rămâi cu mine. Eu nu te las, o fiul meu, când nimeni nu-i cu tine, mai strâns te țin în brațul meu, las pacea peste tine. Mai strâns te țin în brațul meu, las pacea peste tine.
dar tu mă lasă să lucrez. Cum știu că e mai bine și lasă totul în mâna mea și alege să rămâi cu mine. Eu nu te las, o fiul meu, când vine încercarea. Dar vreau statornic să rămâi și să-mi cunoști cărarea. Dar vreau statornic să rămâi și să-mi cunoști cărarea. Dar tu mă lasă să lucrez. Cum știu că e mai bine și lasă totul în mâna mea și alege să rămâi cu mine. Eu nu te las, o fiul meu, dar vreau să ai răbdare. Chiar dacă vânturile bat, tu să rămâi pe cale. Chiar dacă vânturile bat, tu să rămâi pe cale. Dar tu mă lasă să lucrez. Cum știu că-i mai bine și lasă totul în mâna mea și alege să rămâi cu mine. Eu nu te las, o fiul meu, dar să privești la mine. Prin Duhul Sfânt ai să învinzi, căci eu voi fi mereu cu tine. Prin Duhul Sfânt ai să învinzi, căci eu voi fi mereu cu tine. Dar tu mă lasă să lucrez, cum știu că e mai bine și lasă totul în mâna mea și alege să rămâi cu mine. Eu nu te las, o fiul meu, trăiește prin credință, căci peste tot ce sunt și ți-aduc biruință. Căci peste tot ce sunt și ți-aduc biruință. Dar vreau statornic să rămâi prin toate lângă mine, chiar de ți-ai pierde viața ta, alege să rămâi cu mine. Dar chiar de ți-ai pierde viața ta, alege să rămâi cu mine. Lăudat să fie Domnul Iisus. Amin. Domnul Iisus vă binecuvânteze, frate. Amin. Slăvit să fie Domnul. Și Cocoș acolo cântat, a făcut și el datoria lui. Slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului Iisus Hristos. Vom mai lăuda pe Domnul cu o cântare, fratele Valentin. Domnul să-l binecuvânteze. Și apoi vom încheia cu o rugăciune de mulțumire prin fratele Vasile și mulțumim Domnului pentru tot ce a lucrat pentru noi. Amin. Glorie Domnului!
Vine o zi, vine o zi, când dureri nu vor mai fi, nu vor fi nori pe cer, lacrimi ochii nor umbri. Va fi pace în veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa, când de mâine ne va lua, cine va duce în țara sa. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Nu vor fi greutăți, dureri de sus, nici necaz de orice fel, boli și lacrimi colo sus. Va fi pace în veci de veci, când în ceruri ai să pleci. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa, când de mână ne va lua și ne va duce în țara sa. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Oare atunci cum va fi fața când îi vom privi, când pe Iisus vom vedea, chiar noi salvați prin jertfa sa, când de mână ne va lua și ne va duce în țara sa. O, ce zi, ce glorioasă va fi! Domnul să te binecuvânteze, Domnul să-ți dea putere și sănătate. Slavă Domnului Iisus Hristos, că este minunat, Domnul. Vă mulțumim, Domnule, pentru tot ce a lucrat. Fratele Vasile, Domnul să-l binecuvânteze. Amin, amin. Te binecuvântăm noi pe tine și te lăudăm, Sfântă Treime, Tatăl nostru, Doamne Iisuse și Duhule Sfinte. Mulțumim că în bunătatea și în dragostea ta cea mare pe care ți-ai arătat-o față de omenire, ai îngăduit ca și într-așeastă zi, în dimineața aceasta, să putem să ne întâlnim împreună, frați și surori, să aducem jertfa noastră de dimineață și îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos că am avut posibilitatea aceasta, fiecare din noi, să te lăudăm pe tine. Și te rugăm, primește, Doamne, mai întâi de toate cuvintele noastre de mulțumire, care le aducem înaintea ta, mulțumim. Mulțumim că în bunătatea și în dragostea ta și mare încă ne mai vorbești, ne mai sfătuiești, ne mai îndemni, ne spui, așa cum am auzit și cântarea aceasta, știm că va veni o zi când vom scăpa de pământul acesta, de necazuri, de dureri, de suferinți. Vom vedea fața ta, Doamne, și ne vom bucura, așa cum spune psalmistul, că tu ești cel mai frumos dintre oameni, slăvit să fie numele tău, îți mulțumim. Îți mulțumim pentru cuvintele minunate din dimineața aceasta, Doamne. Mulțumim pentru învățăturile care ne-au fost date prin cântarea de laudă, prin poezie, prin cuvântul Evangheliei tale, Doamne. Mulțumesc pentru toți frații și surorile care au slujit, Doamne. Mulțumesc pentru fratele Raj, Doamne. Și te rugăm mai departe, binecuvintează-l pe el în lucrarea care o face, Doamne, acolo în India. Dă-i putere în slujire, în lucrare. Lasă Duhul Sfânt să-l însoțească. Ocrotește-l, păzește-l, Doamne, de planul oamenilor răși cu dor de răzbunare, Doamne. Ajută-l să propovăduiască, să vestească cuvântul tău cu putere, Doamne. Și țara aceea care este plină, Doamne, de idoli și de Dumnezei străini, Doamne, ajută, Doamne, ca să aibă puterea așa să prindu-o, să te mărturisească pe tine
și oamenii să primească cuvântul în inima lor, să se desprindă, Doamne, să dezlipească de idolii lor, de Dumnezeu străin, să te primească pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat, care aduci viață, care aduci iertare de păcate și care aduci mântuire. Te rugăm, binecuvintează, Doamne, casa fratelui Raj, Doamne, familia lui, nevasta, copiii, Doamne, dă-le putere, Doamne, în lucrarea aceasta care fac, Doamne, să aibă, Doamne Iisus, Dumnezeu, ajutorul Tău, să aibă sănătate în trupurile lor, Doamne, și ne rugăm pentru fiul lor, Doamne, ajută-l și pe el, Doamne, să devină, Doamne, un evanghelist, Doamne, care să te mărturisească pe tine și să te arate, Doamne, oamenilor ca marele mântuitor care a venit să mântuiești lumea din păcat și din fără de lege și să o aduci la viață, slăvit să fie numele Tău. Mă rog pentru fratele Ghiță Vaipan, Doamne, pentru ca Tu să-l binecuvintezi și pe el, Doamne, în slujire, Doamne, în lucrare, Doamne, să-i dai putere, Doamne, să binecuvintezi, Doamne, mai departe lucrarea care are de făcut, Doamne, să fie sub ocrutirea Ta. Mă rog pentru fratele Cornel Micra, Doamne, care în dimineața asta o vesti cuvântul Evangheliei Tale, Doamne, binecuvintează și pe el cu putere în slujire mai departe, în lucrare care face, Doamne, Duhul Sfânt să-L însoțească. Și apoi ne rugăm, Doamne, binecuvintează, Doamne, pe sora Oltea, Doamne, dă-i, Doamne, izbăvire, dă-i biruință, dă-i sănătate în trupul ei, Doamne, binecuvintează cu putere, Doamne, cu înțelepciune, Doamne, în lucrarea, Doamne, de vestire, Doamne, în lucrarea de răspândire a vestei bune a împărăției Tale, Doamne, și în lucrarea de traducere, Doamne, care o face, lasă Duhul Sfânt să o însoțească, Doamne, să lași, Doamne, ca mintea ei, Doamne, să fie, Doamne, însoțită de Tine, Doamne, și de puterea Ta, Doamne, și Tu să-i dai, Doamne, biruință. Și îți mulțumim că Tu lucrezi, Doamne. Mulțumesc pentru fratele Valentin, mulțumesc pentru fratele Virgil, mulțumesc pentru sora Tabita care au slujit în dimineața aceasta, Doamne. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat și mie putere, Doamne, în trupul meu, în mădularele mele, îngădui sănătate. Îți mulțumim pentru aceasta. Te rugăm, primește slujirea fiecare în parte și mă rog pentru toți ascultătorii care în dimineața aceasta au ascultat cuvântul Evangheliei Tale, vestea bună a împăcării. Ajută, Doamne, dă putere ca fiecare să se cerceteze și niciunul să nu rămână în starea în care s-o afla, Doamne, dacă nu Te cunoaște pe Tine. Să nu zică niciunul că nu mai poate fi salvat, că Tu astăzi încă ești Mântuitor, astăzi încă ierți păcatele, astăzi încă chem pe oameni să vină la pocăință, să se mântuiască și să-și rezolve problema sufletului lor. Pentru că va veni o zi în care vei veni ca judecător și nimeni nu va putea să răspundă și să spună că nu Te-au auzit pe Tine și nu au cunoscut cuvântul Tău. De aceea mă rog, Doamne, mântuiește cât mai mulți oameni, Doamne. Fă-ți numărul de plin, Doamne, și Tu să binecuvintezi, Doamne, întregul pământ, Doamne. Fie că sunt, Doamne, ascultători din America, Doamne. Fie că sunt, Doamne, din Europa. Fie că sunt, Doamne, din Australia. De pe orice continent, Doamne. Tu poți să dai mântuire oricărui, Doamne. Tu nu privești la fața omului, nu privești la naționalitate, Doamne, Tu privești la inimă. De aceea dorim în dimineața aceasta, Doamne, orice inimă care, Doamne, a ascultat în dimineața aceasta cuvântul Tău, să capete în numele Tău iertarea păcatelor și mântuirea. Și îți mulțumim că ne binecuvântași pe noi. Te slăvim, Te laudăm, Tatăl nostru, Doamne Iisuse și Duhule Sfinte. Amin. 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 Doamne, să vă binecuvânteze, ne vom retrage de pe live și cu ajutorul Domnului, deci de seară ne vom vedea, pastorul Raj va avea un mesaj, voi fi cu traducere pentru comunitatea română și atunci următoarea întâlnire va fi vineri dimineața la ora României, ne vom aduna pe Zoom și link-ul este postat la mine pe pagină, vom împărtăși, nu vom intra live. Doamne, să vă binecuvânteze și apoi sâmbătă, bineînțeles, harul și pacea Domnului să fie cu toți. Amin. Aleluia, Maranata. Doamne, Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim, Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă binecuvânteze. Domnul să vă poarte de grijă. Amin. Amin.